SF Live. Urmărește live calele Eric Sef. Înregistrează-te în contul tău Eric Sef și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul Eric Sef. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store. Eric Sef. Eric Sef Slap 3. Înscrie-te acum pe ericsef.ro la Eric Sef Slap 3. Așteptăm cei mai mari și spectaculoși concurenți. Premiul 1, 100.000 de ron. Premiul 2, 50.000 de ron. Premiul special, 15.000 de ron. Fii tu următorul câștigător Eric Sef Slap 3. Salutare, sunt Ionuț Pitbull al Toderesei și te invit în fiecare marți și joi de la ora 19.30 pe canalul de YouTube Eric Sef să urmărești emisiunea Fight Club alături de mine și de colega mea Lavinia Mihaela Târzianu și alături de cei mai tari invitați. Bună, sunt Daniela Mireanu și te aștept în fiecare sâmbătă de la 19.30 să urmărești Eric Sef Gossip alături de mine și cei mai tari invitați. Salutare dragilor, sunt Ștefan Cioculescu, iar în fiecare miercuri seară de la 19.30 vă aștept pe YouTube-ul Eric Sef la Eric Sef Talk, singura emisiune live din cadrul galerilor Eric Sef, unde avem super invitați, super subiecte și super proiecte de dezbătut. Sunt Daniela Mireanu și te aștept în fiecare vineri de la 19.30 să urmărești Eric Sef News alături de mine. Bună! Sunt Simona Hapciuc și te invit în fiecare duminică de la orele 17.30 să urmărești emisiunea Fără Mănuși alături de mine și cei mai tari invitați. Next Fighter 6, 27 iunie 2023, două echipe, Team Malone vs. Team Robby Roberto, cei mai buni să câștige. Abonează-te la canalul de YouTube Eric Sef. Next Fighter 5, 16 mai 2023, două echipe, Team Vasiloni. Team Marinescu. Cei mai buni să câștige. Abonează-te pe ericsef.ro. Bună seara, dragii noștri iubitori ai sportului și urmăritori ai canalului de YouTube. Vă anunț că suntem astăzi într-o ediție de colecție a emisiunii Fight Club, în cadrul căreia se desfășoară gala Next Fighter cu numărul 5. Amintesc pentru început sponsorul principal, Barracuda Coin. Sunt Lavinia Mihaela Târzianu, gazda emisiunii, alături de preamăritul, preafericitul și minunatul meu coleg Ionuța Todiresei și vă spunem bună seara! Bun găsit tuturor! Abia aștept această gală. Suntem în luna 5-a și avem Next Fighter ediția 5. Mi se pare cea mai tare gală de până acum, cu cel mai tare fight card. Dar hai să prezentăm și invitatul din această seară. Invitatul din această seară, așa cum v-am obișnuit, este promotorul Eric Sef, alături de noi și alături de dumneavoastră în această seară, prin comentarii și punctualitate și seriozitate, cum v-am obișnuit, Sebastian Vieru. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Bine ai revenit, Sebastian, mulțumim că de fiecare dată ești alături de noi și protagonistul întâmplărilor de succes, aș spune eu. Înainte de a trece
face la discuția interesantă, spun eu, pentru cei de acasă. Vreau să vă mulțumesc și să vă mulțumesc și în numele echipei că sunteți alături de noi, dați dovadă de fidelitate și vreau să vă asigurăm de tot respectul și prețuirea. Înainte de toate, puteți da subscribe și clopoțel pentru a fi la zi cu toate detaliile. Nu uitați că pe site-ul oficial www.rxf.ro puteți intra încă de pe acum să achiziționați bilete în sistem pay-per-view pentru gala din 6 iunie 2023, gală ce va avea loc în București și o puteți urmări live, însă doar în sistem pay-per-view. În această seară, după cum a spus colegul meu Ionuț Atodiresei, vom avea și main event. Main eventul este format din Cristi Marinescu și Romeo Vasiloni, iar alte trei meciuri sunt cu siguranță în interesul dumneavoastră și ne dorim să vedem și noi un show în cușcă. Fiecare participant va avea câte o prezentare înainte de a intra în cușcă, vom vedea câte o prezentare de-a lui. Să nu uităm că îl vom vedea în această seară în acțiune pe Daniel Drugă, campionul de la Slap. Cum de v-a venit ideea de a-l introduce pe Daniel Drugă în cușcă sau el a vrut? Daniel și-a dorit foarte mult timp acest match, un match în cușca RXF. A apărut această oportunitate și a zis de ce nu. Din ce am înțeles, a avut și ceva probleme de sănătate, n-a putut să se pregătească 100%, dar ne arată faptul că are curaj, faptul că își dorește să lupte și faptul că nu va ceda oricum ar fi situația. Scuză-mă, eu nu spune. A venit o săptămână și ceva la sală, la mine, la Absoluto, și într-adevăr este foarte greu să lei de la zero și să învețe MMA. N-are cum, îl înveți două chestii și încercăm cu alea două chestii să câștige meciul în seara asta. Asta este formatul galerilor Next Fighter, adică nu vorbim de oameni care de aceea pentru cei care luptă pe, de exemplu, pe 6 iunie, ei sunt antrenați, ei au timp de 3-4 luni de zile să se antreneze și să se pregătească. Next Fighter este făcut pentru oameni care nu au timp să se pregătească, vor să vadă cum este, pentru fanii noștri care vin de acasă și atunci, într-adevăr, este foarte greu să deosebim cel care se antrenează cu cel care nu se antrenează, cel care pentru că noi îi căutăm pe social media, vrem să vedem dacă au meciuri, dacă au un meciul la amator sau la profesionist și atunci nu îi selectăm. Dar în cazul Daniel, eu știa de 3 săptămâni faptul că va lupta, faptul că n-a fost medical ok să se poate antrena și a venit doar ultima săptămână. Acum ne arată faptul că are totuși inimă și totuși pentru el nu contează neapărat rezultatul, ci contează faptul că are un cuvânt dat față de noi, vrea să lupte și și-a asumat. Da. Avem un meci interesant în această seară dintre Răzvan Bârsu Donald. Pentru prima oară în prezentare l-am auzit pe Donald vorbind normal, deși a venit în zbor din Londra. Oare, sau? A venit din Anglia, nu știu dacă a venit din Londra în zbor, ca să-și ia revanșa în fața lui Mario Fedor, pentru că a fost acea decizie controversată când i s-a băgat degetul în ochi în gala mare în RXF 43. Da, a fost o decizie luată, adică, cum să spun, noi știm, cei care suntem în domeniu, faptul că aceste lucruri se pot întâmpla și la cele mai înalte nivele și faptul că nu a fost intenția lui Fedor de a-l accidenta, iar focul meciului arbitru n-a văzut și atunci ne-a zis că mi se pare absolut normal și corect să existe această revanșă în care amândoi sunt 100% pregătiți și le-am dat un termen de timp de pregătire și acum, după cum vedem, nu se mai prostește, ca să zicem așa, nu mai stă în rol, ci efectiv își dorește acest meci să-l câștige. Dincolo de asta, e de apreciat că totuși a acordat această revanșă Mario lui Donald, pentru că a vrut să demonstreze că poate continua și că n-a fost vorba doar de acel mic accident. Și că este mult mai bun ca el. Nici bine nu a început RXF Next Fighter 5 și am văzut deja prezentare pentru main eventul din RXF Next Fighter 6 dintre Robbie, Roberto și Malone. Cred că va fi o luptă interesantă. Poftim? Va fi o luptă interesantă. Va fi o luptă foarte interesantă. Nu pot să spun că avem deja aproape stabilit și main eventul pentru Next 7. Dar nu, luăm pas cu pas, nu le aruncăm pe toate înainte. Next Fighter-ul prinde culoare, prinde interes în fața publicului. Vedem că vizualizările cresc de la eveniment la eveniment. Și ne dorim cât mai mult să intre în această cușcă. Evenimentele arată din ce în ce mai bine Next Fighter. Eu sunt curios cum va arăta Next Fighter-ul All Stars din decembrie, pe care ne-ai spus că vrei să-l faci
Intenționăm în decembrie, va fi cu public. Sper că la Next Fighter următorul să putem să venim și cu data exactă, cu locația exactă și poate o parte din Fight Card. Înainte să trece la Mike, văd că la mine este foarte pregătită și entuziasmată, trebuie să vină unul dintre colegii noștri care trebuie să se prezinte cu noi, numai că traficul nu ne-a ajutat, dar la următoarea pauză cred că o avea lângă noi pe Lorelai, care ne va avea grijă să ne comunice ce se întâmplă în zona YouTube-ului. Acestea fiind spuse, arbitru din această seară la gala Next Fighter 5 este Marvin Beleciu, iar acum, pentru că este momentul, așa cum se convine, pentru începerea galei, să-i dau cuvântul lui Mike Diamond și spun înainte de toate, bună seara, Mike! Bună seara, Lavinia! Good evening, ladies and gentlemen! Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit! Suntem în Cușca Next Fighter ediția 5-a. Avem pentru voi noi challenger, de asemenea cu noi concurențe. Partenerul nostru principal, criptomoneda Barracuda. Așadar, ladies and gentlemen, let's start the rumble! Introducing first, către colțul albastru, el vine din Iași. Aplauze pentru Lucian Ogri! Până la un moment nefericit, să spun așa, din viața mea, până am avut un accident la picior, o tăietură destul de mare, în care a trebuit să stau 3 luni de zile în repaus total, fără mișcare, unde inevitabil s-a întâmplat de a și mă îngrășea foarte rău, am ajuns la 140 de kilograme, ceea ce m-a ambiționat foarte mult după aceea să slăbesc, să mă apuc de sport, să am o viață mult mai sănătoasă și am ajuns să mă decid și să lupt în gala RXF pentru a-mi dovedi încă o dată că sunt o persoană ambițioasă și pot să fac lucruri noi. Mare majoră a mai fost în viața mea când s-a născut fata mea, în vârstă de 4 ani, face 4 ani în august. Mi-a dat o putere, așa, o ambiție zilnică. De câte ori vin acasă și o văd, cum mă îmbrățișează și arată iubirea față de noi, îmi dă putere să trec peste orice. La galele RXF am participat în calitate de pază, de bodyguard, pentru că și cu asta mă ocup, asta este meseria mea. Mi-a plăcut ceea ce am văzut, mult respect între oameni, multă ambiție. Familia și prietenii mă susțin. Nu mă așteptam să fie în număr așa mare susținerea din partea prietenilor, dar s-a dovedit încă o dată că am prietenii adevărați și sunt lângă mine orice ce vreau să fac. Lucian Ogrin este din București, bodyguard, are 35 de ani, 1,78 m înălțime, exact cum a spus și în clipul de prezentare, îl motivează să intre în cușcă fetița lui, când ajunge acasă îi spune foarte mult că îl iubește și vrea să încerce cușca bodyguard de meserie, a fost la multe gale bodyguard, este cunoscător al fenomenului. Bine, cunoscător din partea cealaltă cu știi, acum va intra în cușcă să vedem cum se va reacționa.
Așa este, este simplu de pe margine și de pe margine toți ne dăm ușor cu părerea și spunem că suntem cei mai buni acolo, dar când intrăm în acțiune, acolo să-i vedem. Acolo, acum să vedem ce va zice și foarte curios, o să-l întrebăm și după meci cum s-a simțit și cum a resimțit Cușca. Vreau să le reamintesc, dacă îmi permiteți și celor de acasă, că în cadrul galelor Eriksev, gală ce nu se adresează profesioniștilor, sportivilor de performanță. Pe adversarul său către colțul roșu. El este antreprenor din București. Aplauze pentru Angelo Mustereț. Sunt din București, am crescut în cartierul Berceni, sunt bercenar, așa că de aici pleacă sângele de luptător și promit că nu o să dezamăgesc pe nimeni. Fac sport încă de la vârsta de 10 ani, am făcut basket 3 ani de zile, am făcut handbal, sunt obișnuit cu competițiile sportive și îmi plac foarte mult provocările. Am fost antrenor de fitness mai bine de 2 ani de zile. În momentul actual mă ocup cu un studio de videochat, am un studio de videochat și agenție de OnlyFans, așa că am schimbat puțin nișa, dar fac sală de 6 ani de zile și cred că până la finalul vieții o să continui cu sportul. Atât prietenii cât și familia mi-au propus de-a lungul timpului să particip în gala Eriksev, așa că n-am cum să-i dezamăgesc, trebuie să fac asta și trebuie să arăt ce pot. Cu siguranță că alte sporturi te ajută să te pregătească pentru a intra în cușcă. Unul la mână e adrenalina pe care încerci să o controlezi și ai un avantaj, dar totodată și antrenamentele în regim cardio, care cu siguranță că se văd atunci când intri în cușcă. Să înțeleagă foarte clar că bătaia doare și în cușcă te bați. Și în cușcă nu există milă. Adversarul lui Luciano Grin se pregătește să intre în cușcă. Este vorba de Angelo Mustereț din București, antreprenor la bază, în vârstă de 22 de ani, 1,87 m. Cu permisiunea dumneavoastră, vă reamintesc că în cadrul galelor Eriksev nu intră luptători profesioniști, ci amatori cu dorință de a-și arăta adrenalina în cușcă. Totodată vă spun că Eriksev-ul se dezice de orice comportament nesportiv și ne la locul lui. Angelo a declarat că a fost antrenor de fitness și culturism, are un studio de videochat, a început antreprenoriatul în forță, așa să spunem. Să-l vedem cât de bine se va descurca în cușcă cu Luciano Grin. Are un motiv în plus să fie învingător acum. Da. Are toate motivele să fie învingător. Right. Hai să vedem. Ladies and gentlemen, în colțul albastru, el este bodyguard, 35 de ani, 1,78 m, din București. Aplauze pentru Lucian Ogri! În colțul roșu, antreprenor, 22 de ani, 1,87 m, din București. Aplauze pentru Angelo Mustereț! Doamnelor și domnilor, vor fi 3 runde a 3 minute fiecare. Arbitru de ring, Marvin Beleciu. Centru. Ascultați indicațiile mele. Dați mâna dacă vreți. Nu? Colț. Arbitrii, timp, luptă! A început lupta, Lucian Ogrin are susținere foarte mare din partea bodyguardzilor, o directă de stânga administrată de către Are alonja mare, deci... Are alonja foarte mare și văd că stă bine în garda, cochetat cu sporturile de contact. Vedem dacă reușește să închidă distanța Lucian Ogrin. Vă reamintim că meciul va fi arbitrat de către Marvin Beleciu, după cum ați văzut încă de la începutul meciului, le-a adus la cunoștință. Să vedem...
și foarte bine l-a dus la sol pe Angelo, a ajuns într-un control lateral, degeaba strânge acolo Lucian Ogrin. Degeaba strânge dacă ar fi un a luptat cu un profesionist, dar să vedem acum poate are un efect. Degeaba strângi pentru că îți vor muri brațele la un moment dat, pentru că nu reușești să-și preangolezi. Dar uite că după cum vezi, nu știe să scoată capul Lucian de acolo ca să... Da, sunt curios să vedem dacă îi pune antebrațul în gât și rupe acea priză. A ajuns peste el și îl va lovi. Văd că i-a prins brațul cu picioarele și încearcă să țină efectiv Angelo acolo. Sunt foarte curios să văd. Foarte repede l-a dus la deja au cedat brațele, exact cum am spus. Strângi degeaba acolo. Dacă Lucian trebuie acum să iasă de acolo. Bine. Acum Lucian va trebui să lovească, să insiste cu lovituri. Este atât de ușor să lovești acolo la sol dacă nu ai o poziție și dacă nu ai poți o postură înaltă. Exact, să poți să postezi înalt ca să poți să lovești în apă jos. E foarte greu. Continuă să ține Angelo pentru că știe dacă Lucian va rupe acea priză, va începe să lovească. Deja o face. Deja o face, a încasat vreo 3 lovituri. Dacă reușește să-i prindă capul între picioare, îl va încurca foarte mult și îl va incomoda foarte tare. Să vedem... A început lupta în forță, e consumul foarte mare de energie acolo la sol. A ieșit Angelo, văd că din nou l-a încenturat și îl duce jos, a încercat să-l ducă jos Lucian. L-a dus jos, este peste el și începe să lovească ground and pound acolo. Prins în gardul puștii, două lovituri. Acum, wow, o lovitură administrată în fața lui Angelo. Wow, doi puncte. A doua lovitură. Este în dificultate. Lucian ar trebui să forțeze. O lovitură frontală care s-a dus pe lângă. Un meci foarte disputat aici. Angelo a avut mai multe... Eu, sincer, aș vrea să-i văd în repriza a doua. Da, și eu cred la fel și... Să vedem dacă reușește să ducă din nou la sol. A prins acea ghilotină, dar mai mult a prins cap. Braț, s-a terminat prima terminat. Repriză. Deci, repriză care că... a ținut 2 minute? Nu, 3 minute. 3 minute. Vreau să spun că a avut mai multe momente în care Angelo făcea tranzițiile. Mă gândeam, acum îi prinde piciorul, acum îi face... dar nu știa, nu știa, ce să facă acolo la sol. Eu mă așteptam ca Lucian Ogrin să iasă de acolo și să lovească și să încheie lupta. Mă bucur că se duce acest meci atât de disputat în a doua repriză. Se vede că Lucian Ogrin a cochetat puțin cu luptele pentru că l-a dus foarte ușor la sol pe Angelo. Mi-a plăcut această repriză și văd că meciurile din X-Fighter încep să arate din ce în ce mai bine. Și așa cum ți-ai dorit, te bucur și de repriza. Aici l-a prins foarte bine. Mă bucur și după care te vezi aici cu o lovitură vine înapoi. A încasat câteva lovituri foarte puternice Angelo de la Lucian. A fost damage la un moment dat, a fost ușor amețit. Au acolo antrenori în colțurile lor care îi sfătuiesc ce să facă. Deja ne pregătim de repriza a doua. Galerie foarte mare, s-a alăturat alături de noi, domnilor și domnilor, Lorelai, bună Lorelai! Da. Cum să bine ai venit! Bine ai venit! Ia imediat să verific cum stăm în, cu YouTube-ul. În repriza a doua. Hai, colega noastră Roberta, am întârziat un pic și ea. Deja... A fost un accident, să știți, de asta am întârziat, eu sunt punctuală de felul meu. E, oricum ești, ai venit da, da. La timp, am început acum încă din primul meci dintre Lucian Ogrin. Să știi că am întrebat în public cine câștigă la puncte în acum. Prima rundă și mi s-a spus că... Cel care l-a pus jos până de două ori pe celălalt. Lucian are un oarecare avantaj în prima repriză. Nu știu dacă se va termina la puncte această luptă. Văd că din nou încearcă să ducă la sol. Dar totuși loviturile lui... Wow! Foarte frumoasă această aruncare! Spectaculos, acum să sper că poate să și țină. La sol, i-a prins foarte bine tricepsul ca să-l pună pe spate pe Angelo și să-l țină acolo. Acum va trebui să încerce să pună un genunchi pe el, să ia o poziție knee on the belly, să ia postură și să înceapă să lovească. Lovește deja dacă îi administrează mai multe lovituri lui Angelo și nu
se mai poate apăra, lupta se poate încheia. Aici se poate totuși încheia. Totuși are un adversar puternic, Angelo. Are un adversar puternic, chiar din câte văd, Angelo nu prea se pricepe pe partea de sol. Nu poate, dar în același timp văd că blochează lupta, adică vezi bine că n-a reușit Lucian să administreze nicio lovitură destul de puternică de la acel poziție. Se ridică din nou. Bine, este momentul în care amândoi deja nu prea mai au suflu. Un genunchi încasat de către Lucian, să vedem, încearcă să-l ducă din nou jos, a lovit și s-a distanțat. A obosit foarte tare Lucian, se vede vizibil obosit, nici nu mai poate măcar să-l ducă jos, se întoarce cu spatele și încasează mai multe lovituri. Nu știu cum va rezista Lucian a doua repriză, pentru că a depus foarte multe efort să-l țină. Cred că salvarea lui va fi să termine repriza, dar să vedea că rezistă cele 3 minute. Sunt obosiți amândoi, dar am impresia că Lucian a depus mai mult efort să-l țină pe Angelo jos acolo la sol și a consumat foarte mult și n-a reușit să producă damage sau să încheie lupta. Wow! O repriză foarte disputată, da, exact cum spuneam. Condiționarea spune cuvântul, a obosit foarte tare ambii participanți, mai obosit. Pare extrem de obosit, totuși, amândoi. Pe Lucian Orghin. Au intrat într-o luptă atât de puternică, amândoi. Lucian și-a dorit încă din prima, probabil, să termine acest meci la sol din prima rundă. Nu a fost să fie, pentru că și adversarul lui Angelo este destul de puternic. Faptul că nu sunt luptători profesioniști, totuși e destul de important să ai curaj să intri într-o pușcă. Stop. Cu pregătire mai mult. Da, hai să vedem acum ce se va întâmpla la montarea. Totuși, cu ambiție, repriza asta mi se pare că a fost un pic mai bun, Angelo. Încep să-mi văd și eu sportul ăsta, spune. Sincer, a condus pe prima parte a reprizei Lucian, pentru că l-a ținut jos acolo. Angelo a reușit să iasă, are un avantaj visibil Lucian, dar e foarte important ce va face în cea de-a treia repriză, pentru că îl văd foarte obosit, se resimte foarte tare și Angelo îl văd un pic mai fresh. Este părerea mea un pic mai tânăr, de asemenea are condiție mai fizic, mai bună fizică, iar toate aceste takedown-uri care le-a făcut Lucian i-a luat din suflu, pentru că nu este ușor să ridici pe cineva și să încerci să-l ții acolo exact. Pe mine mă impresionează că garda, că n-a lăsat garda nicio secundă Angelo, deși era extrem de obosit, se vedea că nu mai poate să lovească, dădea foarte încet, cât a fost pus la pământ, n-a lăsat o secundă garda, mi s-a părut... Deci mie mi-a plăcut foarte mult această luptă și este foarte disputată până acum. Sincer, aș vrea să-i mai văd pe acești băieți luptând în gale, Next Fighter sau Eric Sef. Se anunță cea de-a treia rundă. Mult mai fresh, exact cum spuneam Angelo, să-l vedem pe Lucian Ogrin. Cât de repede și-a revenit după minutul de pauză. Eu, totuși, ca să fac și primul pronostic al serii, aș merge pe Angelo în acest... Păi nu ai cu ce să mergi pe Angelo, pentru că Angelo a pierdut până acum reprizele. E la feeling, îl văd în continuare de treia repriză, ambițios. Dacă nu știu ce are cumpărat. Nu suntem în măsură să dăm o decizie. Galerie foarte mare are Lucian aici. Galeria e a lui Lucian, se pare a sărit. Toți bodyguards îl susțin, pentru că el este bodyguard și își doresc ca unul de-ai lor să câștige. Dacă mă întreb pe mine, sincer, aș dori să văd meciul ăsta să se termine la final, să amândoi să fie câștigător, că a fost un meci frumos. Da, dar nu cred, avem opțiunea asta, Sebi? Acum, condiția fizică, na, ce pot să zic? N-au avut timp foarte mult de pregătire ca să poată să vină foarte bine pregătiți, dar, după cum vă zici, Angelo nu atacă și nu trage mai tare. Dar din ce văd, da? Și Angelo stă în distanță și nu riscă nici el să fie trimis din nou la podea sau să fie lovitură foarte bună a lui Lucian Ogrin. Foarte bună acele croșee. A prins totuși un genunchi acolo. A
aici lucrează destul de bine pe gard, pentru că ține și va încerca să-l ducă jos din nou pe Angelo, sau va lua hotărârea să se distanțeze de el și să lovească. Un croșeu de dreapta încasat de către Angelo. Cât de mult contează, iată, din prima rundă să îți focusezi toată energia pe a-ți dori să termin meciul acesta la sol din prima rundă, însă să nu fie posibil și iată cum se resimte oboseala. A început această luptă foarte puternic din prima și e greu de gestionat efortul, pentru că Lucian a sărit din prima la Angelo și l-a trimis la podea, l-a proiectat și a stat peste el și a încercat să mențină poziția favorabilă. Cu toate că nu are suflu, nu are energie, Lucian totuși e cel care lovește și cel care îl atinge pe Angelo. Până la urmă, instinctul de conservare, wow! Îl văd pe Lucian tot peste Angelo și tot în atacă și tot agresiv și inițiază atacul. Dacă am punctat să precâștig, este clar că Lucian este cel care ar câștiga acest meci. Dacă cum am spus, regulamentul la primele meciuri care nu la main event, dacă se ajunge la ultima repriză, amândoi se rămân câștigători. Dacă ultima repriză, îl vedeam pe Angelo să și eu, dacă dacă mergea după meci, eu zic că putea să și câștige meciul. La cât de obosit era Lucian în a doua repriză, am crezut că Angelo îl va spulbera în cea de-a treia repriză. Da. Meci încheiat. Amândoi au luptat foarte frumos. Jos pălăria pentru ambii participanți. Foarte plăcut surprins de către Lucian, care, cum a și spus, toate că ultimele energii le-a dat acolo și a vrut a dat totul până în ultima secundă. Exact. Trei runde încheiate, iată, de către cei de doi Lucian. De ambii luptători în picioare. Vreau și eu să salut încă o dată YouTube-ul, să vă anunț că am intrat când eram 2000 și suntem 3300. Vă invit pe toți să dați share, pentru că avem și un main event astă seară. Tot întrebați când se bat și persoane mai cunoscute. Gala noastră are loc pe 6 iunie, Staru, dar și astă seară avem un main event cu două persoane pe care le cunoașteți, Marinescu și Romeo. Și revenind la acest meci, am văzut că YouTube e foarte încântat. Spune că un meci între doi amatori, dar extrem de intens. Oamenii sunt mulțumiți. Dacă ar fi o decizie din punctul meu. All right, ladies and gentlemen. Hai să vedem pe mai. Am ajuns la decizia acestei lupte. Hai să-i adunăm pe amândoi aici pe mijloc. Și acest meci a fost decis egalitate. Amândoi sunt câștigători. Și o să-i mai vedem aici în cușcă cu siguranță. Hai să vedem un interviu din partea Simonei. Da. Nu plecați, băieți. Rămâneți lângă mine. Știu că de-abia așteptați să ieșiți din cușca asta. Lucian, am să te rog și pe tine să vii lângă mine. Lucian nici nu cred că mă mai aude. Bună seara, doamnelor și domnilor, bună seara tuturor celor care ne urmăriți. Lucian, vino, te rog, lângă mine. În primul rând, aș vrea, pentru toți cei din sală, vreau să aud cel mai puternic rând de aplauze pentru acești doi băieți. Haideți, haideți! Ați văzut ce meci au făcut pentru voi, haideți! A fost un meci de senzație care a început în forță și s-a terminat în forță. Băieți, am urmărit și eu comentariile de pe YouTube și lumea spunea că pentru doi amatori ați fost ceva de senzație. O să încep cu Angelo, care a rămas aici mai aproape de mine. Angelo, cum a fost experiența în cușcă și ți-ai dorit să mai revii? Normal că mi-aș dori să mai revin. Aș vrea să fac o mică precizare pentru toți care ne urmăresc. Dacă aveți vreodată un vis, munciți pentru el și dacă cumva vreți să comentați rău despre orice sportiv care a intrat aici, înscrieți-vă la RXF, luptați-vă să vedeți că o experiență unică din canapea, toți puteți să comentați, să vorbiți urât, dar când intrați aici și să uitați oameni la voi, lucrurile se schimbă. Mi-a plăcut adversarul, mi-a plăcut cum s-a luptat și respect pentru antrenorii
lui Lucian, se vede că a lucrat la sol. Îmi place, vreau să revin și vă mulțumesc tuturor pentru susținere. Lucian, vino și tu lângă mine, am și pentru tine câteva întrebări. Știu că ești obosit, dar nu ai voie să pleci nicăieri. Cum ți s-a părut prima ta experiență în cușcă și te așteptai ca Angelo să-ți facă față cu atât de multă putere, cu brio? Sincer, nu așteptam să aibă condiția asta fizică. Îl felicit pe calea asta, că a reușit să reziste 3 reprize. Și cum a spus și el, din fața calculatorului e ușor să vorbesc, să comentez și mai bine fiecare să experimenteze pe pielea lui. O galerie, de fapt, galeriile băieților în seara aceasta absolut fenomenale. Felicitări pentru că sunteți aici alături de voi. Aș vrea să știu dacă... Ți-ai dori să reintri din nou în cușcă? Cu siguranță mi-aș dori. Să am și mai mult timp să mă antrenez. Acum a fost timpul prea scurt. Nu găsesc nicio scuză. Dar cu siguranță următoarea gală o să fie mult mai bună pentru mine. Angelo, ce crezi tu că ai putea îmbunătăți pentru o posibilă următoare luptă, să zicem așa? Nu are parte, m-am axat pe kickboxing pentru că ăsta e sportul meu preferat, însă am fost anunțat de-abia acum 5 zile că o să lupt astăzi. M-a sunat colega voastră Ioana la 9 dimineața, tocmai adormisem că am avut treabă și cu 2 săptămâni urmă am dormit numai 2-3 ore, dar totuși cred că m-am descurcat. Măcar 2 săptămâni să am să mă pot pregăti la sol, să pot să-mi fac treaba și cu siguranță cred că o să am rezultate mult mai bune. Lucian, te-a dus destul de mult la sol și chiar în primele 2 runde, de multe ori au fost anumite clinciuri unde lumea credea că se va termina. Ce ți-a dat ție putere să ieși din acele clinciuri? Cu siguranță că Dumnezeu e sus, ca să spun așa. Cred în Dumnezeu, sunt credincios și cred și în puterile și în voința mea. Și determinarea și faptul și gândul că aș putea pierde m-a făcut să înnebunesc acolo la sol, să nu pierd. Și cu siguranță, cum am mai repetat, de pe viitor o să încerc să mă antrenez mult mai bine, încât să nu mai fiu pus în postura aia. Dar este un om bun la sol, se vede, se văd antrenamentele lui la sol și cu siguranță că asta i-a dat avantaj. Lucian, Angelo a spus că se va antrena pe partea de sol unde tu ești expert, aș putea spune. Tu, pentru un posibil viitor meci, vei reintra sau vei intra într-o sală de kickboxing să reușești să te perfecționezi și pe lupta în picioare? În primul rând o să lucrez foarte mult la partea cardio, care din punctul meu de personal este cea mai importantă. E degeaba... Degeaba ai cunoștințe în sol, în picioare, dacă nu mai ai gaz. Nu mai poți să mai pui în practică ceea ce știi. Deci cu siguranță o să lucrez mai mult la partea cardio. Cum ți se pare experiența din cușcă în comparație cu toate luptele, ca să le zic așa, în care ai fost tu implicat din postura de agent de pază? O experiență foarte frumoasă, cu multă organizare, disciplină și... Trebuie mult antrenament. Mult antrenament. Vă mulțumesc foarte mult, băieți. Haideți cu încă un rând de aplauze pentru ei. Iar eu, sigur. Un minut, Lucian vrea să ne spună ceva. Vreau să fac și un apel la toată lumea care are posibilitate și plăcere să ajute o fetiță de 5 ani cu parazie, cu dezvoltare înceată. Aveți aici adresa de TikTok și unde puteți să o contactați. Cine poate, vă mulțumesc. Felicitări! Ce gest frumos! Felicitări! Iar acestea fiind spuse, eu mă întorc către voi, către colegii mei. Mulțumim, Simona, foarte mult! Îi felicităm pe ambii băieți, Lucian și Angelo. Amândoi au ieșit câștigători conform deciziei juriului avizat de acest lucru. Am văzut o luptă frumoasă, așa că ne bucurăm totuși că am început bine seara. Este foarte important pentru cei care ne ascultă și ne urmăresc pe YouTube să înțeleagă faptul că
scopul acestei gale, Next Fighter, nu este de a mod obligatoriu de a găsi un câștigător la aceste meciuri, mai puțin la cel de main event, unde este chiar important să avem un câștigător, pentru că în funcție de asta vom vedea ce facem cu acel câștigător mai departe în galele mari. Pentru noi scopul în momentul de față este ca cei care intră în cușcă, mai ales pentru mulți dintre ei este de pentru prima oară, ne interesează să aibă un sentiment, să simtă cușca, să vadă atmosfera din ea, să vadă ce înseamnă cușca și după care, în funcție de cum vor lupta, îi vom putea alege pentru meciurile următoare. Nu este un scop în mod direct de a câștiga. Dacă este să luăm regulamentar, în funcție de a juriza un meci ce am văzut mai înainte, este clar că Lucian a câștigat meciul acesta. Asta dar este foarte clar. Nimeni nu contestă faptul că Lucian ar fi câștigat dacă era un meci pe regulile respective. Dar cum am spus, nu e acesta este scopul astăzi la aceste meciuri din deschidere. Și până la urmă este singurul meci care s-a dus până acum la puncte și s-a terminat în trei reprize din toate Next Fighter-urile care au fost până acum. Corect. Și o decizie de egalitate, ăsta este regulamentul Next Fighter, dacă decizia meciul se duce la puncte, ambii participanți sunt câștigători. Pentru că așa, din punctul meu așa și este. Au avut curaj, au să intre în cușcă pentru prima oară în viața lor și au dus cele 9 minute. Eu zic că amândoi sunt câștigători în momentul de față. După care, dacă vom dori să lucrăm cu Lucian mai departe pentru Next Fighter-ul din decembrie sau pentru alt Next Fighter, este clar că nu mai este un debutant, nu mai este pentru prima oară în cușca noastră, ca atare este absolut normal, care va merge pe regulamentul de convingător în funcție de cum va fi. Și pentru că ne-a prezentat regulile Sebi puțin mai devreme, aș vrea să le spun celor de acasă care își doresc să intre în galele Eriksev Next Fighter. Regulamentul este atașat pe pagina de Instagram de către colegii noștri. Vârsta minimă este de 18 ani și mai multe detalii găsiți acolo și chiar pe site-ul oficial www.eriksev.ro. Mie mi-au plăcut foarte mult ambii participanți și sincer aș vrea să-i mai văd. Și uite că Lucian, chiar dacă este bodyguard și la început am zis noi că a fost și a asistat la multe gale de pe margine, nu a arătat rău în cușcă, a arătat foarte bine. Într-adevăr, pe condiția fizică este mai mult de muncă, dar condiția fizică se dobândește și antrenându-te mai mult și mai intens. S-a văzut că timpul a fost scurt. Cât contează galeria? Că sunt foarte curioasă. Luciana a avut parte de o susținere de nu ne auzeam noi gândurile aici. Nu știu cum s-a auzit acasă. Însă cât contează că a fost susținut în fiecare secundă a meciului? Contează foarte mult galeria. Eu, de exemplu, când luptam și striga lumea Pitbull se zbrulea părul pe mine și parcă ambiție, îmi dădea acea energie a lor cu care puteam să continui oricât de obosit aș fi fost și probabil că Lucian a simțit lucrul ăsta. În a treia repriză, cum lumea striga Lucian, s-a văzut că a început să lovească. Și el se ducea înainte la bătaie, fiind mult mai obosit decât Angelo. A fost foarte motivat, pentru că eu am zis că va ceda fizic în a treia repriză și nu va mai continua lupta. La mine este foarte agitată să prezinte pe Simona. Deci, treabă toată lumea unde e Yamato. Unde este Yamato? E în America. Este în America, colegul nostru. Au văzut prima oară și o egalitate și un meci în care Yamato nu e aici la Next Fighter. E ceva nou pentru va veni cu siguranță în galele următoare, însă dacă domnul Sebastian Vieru mi-a dat acceptul și a zis că sunt nerăbdătoare să o prezint pe Simona cu un alt invitat. Draga noastră, Simona, ești foarte frumoasă. Hai să vedem ce invitat surpriză ai. Lavinia, îți mulțumesc. Măi, a făcut Sebastian Vieru ce a făcut și ne-a adunat pe toate, pe sprânceană, ca să zic așa, fiindcă nu sunt eu foarte frumoasă, toate suntem foarte frumoase și stau și mă gândesc cât de bine o fi să fii Yamato Zaharia și să stai numai prin America, dar și mai bine este să fii Simona Hapciuc și să fii aici la galele Eriksev alături de invitați iubiți și așteptați de toată lumea, iar primul meu invitat din aceste interviuri este nimeni altul decât Matei Cucoaneș! Bună seara, Matei! Bună seara! Îți mulțumesc frumos în primul rând de prezentarea asta frumoasă pe care mi-ai făcut-o. Și bine v-am găsit! Mă bucur să fiu și spectator, nu numai să încasez și să ofer pe aici. Asta urma să te întreb și eu. Cum este să fii pe platourile de la Eriksev din calitate de spectator și nu în calitate de luptător?
E interesant, e altfel de adrenalină, dar tot e o adrenalină atunci când simți aceeași energie în jurul tău, aia de toată lumea ar mușca ceva, ar mușca din ceva în momentul ăla. E foarte interesant, sincer să fie prima dată când sunt în public la un meci, cu așa atmosferă, cu toată lumea urlând. Și mai ales că meciul ăsta a fost lunguț, adică lunguț, s-a ținut toate cele trei runde. E interesant, a fost interesant. Cum ți s-a părut acest prim meci dintre Lucian și Angelo și cu care dintre ei ți-ar plăcea dacă ai avea ocazia să faci tu un meci? Păi nu am preferințe la luptători, contează numai să mi se dea să lupt, dar în rest nu am preferințe, am încredere în oricine care pășește în ring, așa ar trebui să considere orice luptător, că șansele sunt 50-50 în orice caz. Și ca părere despre meci, am o părere bună, în primul rând, pentru faptul că nu s-a renunțat. Băieții n-au renunțat, au fost multe ocazii în care unul dintre ei putea să renunțe și n-au renunțat. Asta e cel mai important și pe asta pun cel mai mare preț, pe spiritul de luptă până la capăt. Tu te pregătești intens pentru gala RXF 44, da? Gala care va avea loc pe data de 6 iunie. Acolo va fi atmosfera și mai wow, acolo va fi un public și mai mare. Și sunt curioasă dacă pentru meciul care urmează să îl ai, dacă ți-ai găsit adversar, dacă ai mai primit ceva propuneri, dacă mai vor băieții să te bată. Da, de bătut vor mulți să mă bată, adică sunt mulți care ar vrea să mă bată și le răspund, mereu le răspund, pot să o confirme și ei. Le vorbesc cu tot dragul că, mă, uite, trebuie să fi luptat până acum în RXF ca să poți lupta în gala mare, nu poți să fii chiar așa peste noapte, că altfel v-aș lua, dacă ar fi după mine săptămâna, îmi facem fiecare weekend, se bate Matei, dar nu cred că e organizare așa. Și eu n-am unde să mai caut, că mi-aș găsi cu siguranță, dar... Sper să fie cineva din seara asta, sper să se găsească ceva pentru mine, că mor de nerăbdare, mă pregătesc intens pentru gală și o iau în serios. Și da, sper să mi se găsească adversar, că e important, e foarte important pentru mine. Lucian sau Angelo, cu care crezi că ai avea chimia mai bună în a face spectacol? Pentru că tu ești un bun luptător, dar ești și un om al spectacolului și așa cum ai spus... Mie nu-mi place să renunț și nu mi-ar plăcea nici adversarul meu să renunțe. Exact. Din punctul ăsta de vedere, din ce am văzut până acum, cred că cu Angelo aș face ceva mai mult, pentru că se vede că a lucrat un pic mai mult pe partea de cardio și am putea rămâne în picioare. Nu zic că Lucianu a rămas în picioare, dar asta e, că au fost niște luptători, au fost cam pe acolo, egalitate amândoi și că de aia s-a terminat egalitate. Dar în principiu cu Angelo, parcă ar fi mai bine așa doi băieți cu vârste apropiate în același ring. Și pe TikTok tot mi s-a vorbit despre Angelo mult, mi vorbeau și fanii, cei care mă apreciază și cei care comentează pe TikTok, tot îmi spuneau de Angelo. Și de asta, cred că am oferit publicul exact ce-și doresc, eu cu Angelo. Tu ești luptătorul Next Fighter care a avut, cred că, cel mai rapid și, bine, nu neapărat rapid, că a fost după două meciuri extraordinare, dar cel mai de succes, debut în aceste gale și lumea după prima gală te-a vrut și în a doua și după a doua gală succesul tău a fost atât de mare, tu ai fost atât de iubit încât, uite, ai ajuns în gala mare RXF, ai ajuns să lupți alături de toate vedetele din România. Și dacă ar fi să dai un sfat către cei care ar vrea să-ți calce pe urme, care crezi că ar fi sfatul cel mai bun pe care l-ai putea da? Cel mai important lucru pe care mi-l spun și eu în cap atunci când simt că am emoții, să zic, un pic, dacă există vreo frică, vreo emoție, trebuie în primul și în primul rând să te duci cu capul înainte și cu totul pe U, pentru că odată o faci, nu o să mai cum să dai timp înapoi și trebuie neapărat să dai tot, nu ce poți, ce nu, nici măcar nu știai că poți, să dai tot din tine la maxim, după aceea să uiți pe filmări să zici, bă, ce am zis? Și să zici, las că e bine așa, decât să stai cu frică, să intri aici, să... Nu trebuie să calculezi nimic, trebuie să o faci din tot sufletul și cu totul pe U, cu tot pe U. Trebuie să ai o doză de nebunie? Nu știu dacă trebuie, că nu mă forțez să o am,
E, cu siguranță e bine din câte se pare, eu așa am fost dintotdeauna. Se pare că da, e benefic. Mă diferențiază un pic față de alți luptători, faptul că, de exemplu, și dacă ar fi să fiu strâns de gât, probabil sunt printre puținii care ar, nu că ar prefera, nu și-ar imagina să bată, să renunță, prefer leșinul. Și, adică, aștept să mă strângă unul de gât până obosește și tot scap. Da. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ești în seara aceasta alături de noi. Îți mulțumesc pentru acest interviu și pentru cuvintele frumoase pe care le-ai spus, pentru sfatul pe care l-ai dat tinerilor care îți vor să-ți calce pe urme și de-abia aștept să te văd în Gala 44. Mulțumesc frumos asemenea de cuvintele frumoase și mă bucur mult să aud asta și mă bucur mult că mă gândesc că acum 2 luni eram aici și lansam provocări și mă uitam de acolo cum se iau interviuri și acum sunt aici. Deci n-am cuvinte, momentan n-am cuvinte, mă bucur mult și na. Noi ne bucurăm și noi foarte mult că ești aici, faci parte din familia Eriksev acum și să rămâi alături de noi în continuare. Mă bucur mult să aud asta și cu siguranță o să rămân în continuare. Acesta a fost primul interviu din această seară, iar cu acestea fiind spuse, eu mă întorc către superbitatea Lavinia, către colegul meu Ionuț și invitațiilor. Vai, 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 dar mă înclin în fața dumneavoastră, jos pălăria pentru femei, Simonica dragă. Noi ne pregătim acum să intrăm într-o scurtă pauză de publicitate, dar înainte de asta nu uitați că Eriksev vine în atenția dumneavoastră cu o nouă versiune a aplicației Eriksev pe care o puteți downloada de pe App Store sau Google Play. Vă invit într-o scurtă pauză de publicitate, un respiro, după care revenim cu cel de-al doilea match, Next Fighter 5. Eriksev Live. Urmărește live galele Eriksev. Înregistrează-te în contul tău Eriksev și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul Eriksev. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store. Eriksev. Eriksev Slap 3. Înscrie-te acum pe eriksev.ro la Eriksev Slap 3. Așteptăm cei mai mari și spectaculoși concurenți. Premiul 1, 100.000 de ron. Premiul 2, 50.000 de ron. Premiul special, 15.000 de ron. Fii tu următorul câștigător Eriksev Slap 3. Salutare, sunt Ionuț Pitbull al Toderesei și te invit în fiecare marți și joi de la ora 19.30 pe canalul de YouTube Eriksev să urmărești emisiunea Fight Club alături de mine și de colega mea Lavinia Mihaela Târzianu și alături de cei mai tari invitați. Bună, sunt Daniela Mireanu și te aștept în fiecare sâmbătă de la 19.30 să urmărești Eriksev Gossip alături de mine și cei mai tari invitați. Salutare dragilor, sunt Ștefan Ciuculescu, iar în fiecare miercuri seară de la 19.30 vă aștept pe YouTube-ul Eriksev la Eriksev Talk, singura emisiune live din cadrul galelor Eriksev, unde avem super invitați, super subiecte și super proiecte de dezbătut. Bună, sunt Daniela Mireanu și te aștept în fiecare vineri de la 19.30 să urmărești Eriksev News alături de mine. Bună, sunt Simona Hapciuc și te invit în fiecare duminică de la orele 17.30 să urmărești emisiunea Fără Mănuși alături de mine și cei mai tari invitați. Next Fighter 6, 27 iunie 2023.
Două echipe. Team Malone versus Team Robi Roberto. Cei mai buni să câștige. Abonează-te la canalul de YouTube Eric Sef. Next Fighter 5, 16 mai 2023. Două echipe. Team Vasiloni. Versus Team Marinescu. Cei mai buni să câștige. Abonează-te pe ericsef.ro. Am revenit din scurta pauză de publicitate. Suntem live pe canalul de YouTube Ericsef, unde vă invităm să dați subscribe și clopoțel pentru a fi la zi cu toate detaliile. Nu uitați că urmează și gala mare din 6 iunie 2023, pe care o puteți urmări live achiziționând bilete de pe site-ul oficial www.ericsef.ro în sistem pay-per-view. Să nu uitați și de aplicația Ericsef, pe care o puteți downloada, noua versiune atât de pe App Store, dar și de pe Google Play. Și să nu uitați că până pe 18 mai pay-per-view este la jumătate de preț, la 5 euro, după care va fi 10 euro un pay-per-view cu cât ne apropiem de gală. Cât ne apropiem, da, exact, de eveniment. De asemenea, să nu uităm faptul că s-a deschis și sunt în... Este deschisă înscrierea pentru slap-ul următor, în care premiul a fost dublat pentru premiul cel mare. Avem undeva la 100.000 de lei premiul cel mare pentru cel care va câștiga. Deci ar fi cam 20.000 de euro cam 20 premiul cel mare și locul 2? Locul 2 va fi, dacă nu vreau să zic o prostie, 50.000 de lei. 50.000 de lei, deci 10.000 de euro. 10.000 de euro, exact, pe locul 2. Mamă, wow, deci dacă ajungi în finală și mănânci bătaie, ai plecat cu 10.000 de euro în buzunar. Da. Ce tare. Și va fi unde? Va fi, acum suntem în discuții, dar suntem convins că va fi la mare. Acum nu știm încă stațiunea și nu știm exact locația, dar în curând o să revenim cu locația. Și am înțeles că va fi și cu public, așa este? Va fi cu public, va fi ceva spectaculos, foarte frumos făcut. Wow, abia aștept RXF Slap 3. Dar dacă tot vorbim de slap, să nu uităm că îl vom avea în cușcă în această seară pe campionul RXF Slap ediția a doua, pe Daniel Drugă, care... va intra în cel de-al doilea meci al galei Next Fighter. În cel care urmează, bineînțeles. Timpul de pregătire a fost foarte scurt, deja mă apucă emoțiile și cred că turul într-una de emoții, pentru că s-a pregătit la mine la sală, la absolut o cotroce. Dar nu trebuie să turui, a venit un pic cam și pot târziu, să te ajut. A venit puțin cam târziu. Într-adevăr, este diferit slap-ul față de MMA, a simțit și el pe pielea lui treaba asta. Își dorește să lupte în continuare, deși nu a intrat încă în cușcă, dar stai să vedem cum se descurcă la un prim meci. O întrebare am și eu și te rog să mă ierți dacă ți-am întrerupt ideea. Oare în cușcă îl vom vedea că va da și o palmă? El, inevitabil. Are voie să dea cu palma? M-am uitat, da, are voie să dea cu palma. M-am uitat la face-off-ul lor pe care l-au avut cu colega noastră Simona Hapciuc și Ștefan Ciuculescu și a spus că la final îi va trage o palmă adversarului lui George Popescu, iar George Popescu a declarat că se mai poți să-mi dai o palmă. Și chiar abia aștept să văd această. Să vedem care pe care, cine mai poate, cine nu mai poate. Mike Diamond, ai cuvântul. Yeah. All right, ladies and gentlemen, următoarea luptă din această seară, introducing first, către locul albastru. Aplauze, el vine din huși pentru George Popescu. George Popescu, am vârsta de 23 de ani și sunt infirmier. Am ales să iau viața în piept de la 17 ani, să nu mai fiu întreținut de părinți. Am plecat în afară pentru a face bani, să dau de permis, pentru că era unul dintre visurile mele. După aia, după ce am luat permisul, am ales să plec în Anglia să fac cursuri de infirmier. Am o pasiune pentru mașini. În prezent lucrez pentru a-mi deschide un garaj, detailing auto, mai exact la mine în oraș. Pasiunea mea, pot să zic că a început de când eram copil, pentru că îi veneam pe alții cu mașini bengoase, mașini de lux și visam să am o mașină din aia. Am un mesaj pentru Daniel, adversarul meu, pentru că am văzut că mi-a lăsat și el un mesaj ieri. Îți garantez că nu o să fie cum ai zis tu, pentru că mă subestimezi, dar nu mă cunoști. Nu prea îmi place să vorbesc mult, vreau să ceară fapte.
pot doar să-ți garantez că o să fie un meci frumos și plin de sânge. Și mai am încă ceva să zic, pentru că am văzut că ai zis că la urmă o să-mi dai o palmă surpriză. Sper să apuci să-mi dai palma aia sau măcar o palmă în tot meciul. Popescu din Huș este infirmier, ca și profesie de bază, are 24 de ani și 1,76 m. Iată că la vârsta de 24 de ani a ales să își arate adrenalina, poate iubește și sportul de contact și intră în cușca Eric Sef în gala Next Fighter 5. L-am văzut până acum, de exemplu, la face-off, l-am văzut foarte încrezător pe George Popescu, când a avut face-off-ul cu Daniel Drugă și cu colegii mei. Acum îl văd foarte timorat înainte de a intra în cușcă, să vedem dacă aceste emoții vor fi constructive sau dacă se va bloca în lupta pe care urmează să o aibă cu Daniel Drugă. Da, o să vedem un pic, are în spate un staff de luptători, deci să vedem. And now, ladies and gentlemen, aș dori să-l chem pe adversarul său către colțul roșu. El este din București. Aplauze pentru Daniel Drugă! Sunt Drugă Daniel, câștigătorul a doua ediții de Zlep. M-am zis că să merg și pe MMA, să merg și în cușcă. Cu toate că e mult mai greu la cușcă, trebuie antrenament, trebuie tehnică, dar cred că ambiția și puterea și, bineînțeles, încrederea că sunt bun încasator, cred că o să dovedesc că și ce pot în cușcă. Pentru mine e o provocare bărbătească în cușcă. Am ambiția asta în mine să mă depășesc pe mine înșiși, să ajung cât mai departe. Pretenția este la mine, nu la cei din jurul meu. Aici nu sunt multe emoții, numai că trebuie mult antrenament, trebuie multă tehnică, se bazează mult pe antrenament aici, ceea ce e greu. Adică nu poți învăța imediat să lupți în cușcă. Dar ideea e că eu sunt pregătit, tot timpul am fost pregătit, psihic, că puterea am. Ideea e că trebuie să muncesc din ce în ce mai mult, dar vreau să demonstrez că ceea ce pot eu. Cu toate că nu cunosc adversarul, dar îi transmit așa. Să vezi ce palmă grea o să am. O să te aștepte ceva dureros. Dar de data asta s-ar putea să dau și cu pumn, nu numai cu palmă. Dar la final o să dau și o palmă, să vezi ce înseamnă slap. Daniel Drugă și George Popescu urmează să înceapă. Vă reamintim că George are 24 de ani, Daniel 27 de ani, 1,76 m, 1,76 m și adversarul său. Daniel Drugă, câștigător a două ediții de slap, a fost o ediție de slap făcută înainte de a începe RXF slap-ul pe care a câștigat-o Daniel Drugă, iar în RXF slap 2 Daniel Drugă a fost câștigătorul centurii, campionul, cu siguranță îl vom vedea și la slap 3 pentru că premiile sunt mult mai atractive de această dată. Exact. Daniel Drugă s-a antrenat la mine la sală la Absoluto Cotroceni și Absoluto Veranda. A venit cu vreo săptămână și ceva înainte de gală. Nu ai timp să înveți prea multe lucruri, dar vrea să demonstreze că are o inimă mare și că este un luptător. E de admirat faptul că, așa cum ai zis, presenting the blue corner, în colțul albastru,
nostru. El este infirmier, 24 de ani, 1,76 m, din Huș. Aplauze pentru George Popescu! La colțul roșui, el este bodyguard, 27 de ani, 1,76 m, din București. Aplauze pentru Daniel Druga! Doamnelor și domnilor, vor fi 3 runde a 3 minute fiecare. Arbitru de ring, Marvin Beleciu. Gata? Gata? Timp? Lupta! Da, eu cred că va fi un meci în care Daniel va da tare și să vedem dacă va și nimeri. Dă cu pumnul la fel de tare cum dă cu palma? Avem și o strategie de meci acum, să vedem dacă se va ține dacă de se pune în aplicare, nu? I-am zis să țină distanța foarte bine și să încerc. Wow, încearcă să-l ducă jos George Popescu. Lovesc care pe care acolo, din nou încearcă să ducă jos. Daniel Druga pus spatele pe gardul puștii, nu se lasă, ar trebui să bage acel underhook. A prins capul acolo, ghilotină foarte bine prinsă de Daniel Druga. Să nu strângă foarte tare că se va consuma și nu va reuși să finalizeze lupta, să vedem. Eu l-aș fătui acolo de gol să nu strângă. A început foarte tare acest meci. Bun, acea lovitură de genunchi, foarte bine. O să piardă din gaz cu încercările astea, George Popescu. Vor obosi amândoi, atât Daniel cât și George. Amândoi s-au ținut de gaz la fiecare moment. A prins foarte bine capul adversarului și lovește. Nu lasă să-l ducă jos, este foarte greu de dus jos Daniel, atâta timp cât are centru de greutate foarte jos și se scump. Dar nu înțeleg de ce se chinuie să-l ducă la sol, pentru că nu vrea să stea cu el în picioare, probabil. Asta a fost strategia de la bun început. E destul de solid. Adversarul abandonat, cred că aici se va încheia lupta. Să vedem dacă nu se va mai putea apăra. Daniel Druga câștigă. Uite că a câștigat lupta. S-a ținut foarte bine pe picioare și nu a reușit să-l ducă jos. Cele acest trei încercări eșuate s-au simțit George la George. Da, s-au simțit încercările. De asemenea, s-a văzut că Daniel a venit cu inimă și a vrut să se bată. Și a făcut treaba, a vrut să se bată. E de admirat. Uite cât de bună de pe spate. De eu mi-amintesc că în platoul emisiunii la Fan Club, Daniel, când a venit și chiar l-ai întrebat tu, Ionuț, ai vrea să intri și într-o gală de luptă? Și a spus, nu mă dezic de la asta, chiar îmi doresc, aș vrea să văd ceea ce înseamnă și pentru el nici o înfrângere sau un câștig nu-l pună la pământ. Aici, în centru cuștii. Aici a încheiat lupta pentru că nu se mai apăra efectiv George Popescu. În schimb, eu cred că unul din lovitura acelea de genunchi a intrat lui Daniel pentru că George acuza o lovitură la coastă. Acuza o lovitură la coastă și căldureau coastele. Mă bucur foarte mult pentru All right, ladies and gentlemen! Câștigător pentru KO Technic. Aplauze pentru Daniel Druga! Este neatins la față. Da, deci acuză acea lovitură la coastă George Popescu. Mă bucur foarte mult pentru Daniel Druga. A promis că va veni la sală și se va pregăti mult mai intens până la următoarea luptă, pe care va urma să o mai aibă în Next Fighter sau chiar în RXF, în gala mare. Simona, ai legătura? Îți mulțumesc frumos, Lavinia. Mă aflu din nou lângă campionul Daniel Druga, pentru a treia oară aici în Cușca RXF. Mai multe aplauze! Ce faci, măi, Daniel? Tu ai de gând de fiecare dată când intri în Cușca RXF, indiferent la ce competiție, să câștigi tot? Da, asta vreau și asta am spus de fiecare dată. Tot ce vreau să fac în viață e să mă depășesc pe mine și totul e prin munca mea. Nu am pretenții de la nimeni, doar de la mine. Ce frumos! Uite, vreau să te întreb pentru... Vreau să ajung în Gala Mare, să provoc pe cei din Gala Mare, pe toți o să-i provoc, dar o să mă pregătesc cât mai bine și o să-i provoc pe toți.
Uite că tot ai spus de gala mare, eu sunt curioasă. Aș vrea să știu dacă ți-ar plăcea să intri cu Matei Cucoaneș, de exemplu, în gala mare. Da, o să-l provoc și pe Matei Cucoaneș, că am văzut că nu are adversar și tot timpul verbal este cel mai tare de aici. Uite, acum că ai fost și la Slab și ai fost și la Next Fighter, aș vrea să-mi faci așa o mică comparație între cum sunt senzațiile acolo, cum sunt aici, unde ți se pare mai greu? În Cușcă, în MMA, e mult mai greu pentru că îți trebuie foarte multă condiție fizică, îți trebuie antrenament, tehnică, sunt și mai multe emoții. Da. Te lași de fumat? Poftim? Te lași de fumat pentru meci? Am în plan să mă las prima oară de fumat și să mă apuc serios la antrenament. Văd aici că ai o galerie foarte mare adusă cu tine. Cum ți s-a părut adversarul tău? Bunicel, bravo lui. A zis că nu o să-l ating, că nu o să-i dau o palmă, i-am dovedit că nu a stat o repriză în picioare. Cu toate că m-a subestimat la podcast, a spus că nu am condiție fizică, nu am gaz, dar uite că l-am dovedit în prima. L-ai dovedit în prima, așa este. Felicitări! Felicitări, Daniel Drugă, și de-abia așteptăm să te vedem într-un nou meci. De-abia așteptăm să te vedem, de ce nu, iarăși câștigător. Hai, un rând de aplauze pentru Daniel, campionul nostru. Și acestea fiind spuse, mă întorc de aici, din Cușcă, către tine, draga mea, Lavinia. Mulțumesc, Simona, felicitări, Daniel Drugă. Eu îl admir pentru curajul său, pentru faptul că s-a autodepășit, așa cum a spus, și că asta își dorește. Îi dorim mult succes și pe viitor, dacă intenționează să intre în gale. Și acum a sosit momentul de a discuta puțin despre cel de-al treilea meci. Din păcate, nu am avut parte de o bucurie foarte mare. Vă spuneam la începutul ediției de astăzi, în cadrul emisiunii Fight Club, despre Gala Next Fighter cu numărul 5, că Mario Fedor i-a acordat revanșa lui Răzvan Bârzu. Dar până atunci vreau să-i dau cuvântul promotorului Sebastian Vieru, pentru că este avizat și în măsură să spună despre ce este vorba și care a fost accidentul neplăcut de care a avut parte Răzvan. Da, se pare că au venit colegii noștri și ne-au comunicat că la încălzire Răzvan i-a sărit umărul. Moment destul de neplăcut pentru el, pentru noi, pentru toți cei care doreau să-l vadă meciul acesta, pentru că el și-a dorit foarte mult revanșa cu Fedor. Dar este clar că cu umărul sărit n-are cum să, nu putem să lăsăm să intre în Cușcă chiar să lupte. Chiar dacă îi pune umărul la loc, durerile sunt foarte mari și nu ai cum să lupți. Și poate să-i sară din nou în orice secundă în timpul meciului. Am înțeles că este foarte supărat, își dorea cu orice preț acest meci. Dar nu avem ce să facem, pentru că nu putem să lăsăm, medicii nu l-au lăsat să continue meciul. În schimb... Avem și o veste bună. Da, întrucât nu îl putem lăsa pe Fedor acasă să plece fără să lupte. La fiecare gală de-a noastră avem o rezervă aici, pentru că se pot întâmpla diverse lucruri care la un moment dat ceva se întâmplă și ca atare va intra în locul lui rezerva noastră. Și este vorba de... Robert Pascaru. Va fi anunțat imediat când urmează să intre. Kilograme sunt apropiate. Tot la mine la sală a venit de vreo săptămână și a zis că vrea să se pregătească, că va fi rezervă în Gala Next Fighter 5. Și a tras ce și-a dorit. Dar Mario Fedor este mult mai experimentat. Are experiență, nu se compară. Da, are experiență. Are câteva lupte. A luptat și în Gala Mare. A luptat în Next Fighter. L-a bătut pe Cruciat. L-a... învins pe Bârzu gala trecută. Este, cum să-ți povestesc, Ionuț? Eu de când facem aceste gale Next Fighter, pentru mine tot timpul am avut parte de surprize. Adică se niciodată, poate întâmpla orice. Asta vreau să spun, că niciodată când am zis că acesta este 100% câștigător, ne-am trezit total opus. Cum a fost și Daniel, care ne-a arătat că, cu toate că era mic, a câștigat la Slap, am văzut foarte multe surprize. Nu spun că va fi cazul în momentul de față, dar hai să vedem. A avut o strategie bună George Popescu de a-l duce jos, dar eu l-aș fi sfătuit să-l ducă după primul minut când deja obosea și Daniel puțin.
Asta a fost, nu George, a reușit. Da, George a încercat, nici tehnica lui de takedown n-a fost foarte spectaculoasă sau foarte, exact, foarte bună ca să sau poți să intre foarte, foarte exploziv în el. Este clar că se vede lipsa de experiență și faptul că nu a făcut lupte libere, dar în același timp pe mine mi s-a părut foarte interesant cum Daniel a, cum ai zis și tu, având centru jos, este foarte greu de dus jos. Greu de dus jos este și s-a puternic, apărat foarte bine, a ajuns în gardul cuștii și a prins acea ghilotină. Dar oare cine l-a sfătuit pe George să încerce să-l ducă la sol? Este clar că a venit cu o echipă, o echipă... A venit direct pe asta, de trei ori la rând, doar asta a încercat să-l pună a jos. A avut echipa de la Brlad, s-au antrenat la frații Hurduc acolo, pentru că am văzut pe unul din frații Hurduc în stafful lui, de la Scorpions Brlad, și aia l-au sfătuit. Se știa faptul că Daniel va avea forță în lovituri, când va da, mai ales la început de meci, și atunci este clar că îți dorești să îi iei acest tu adversarului tău. Clar, să duci lupta de la egal la egal acolo jos și să-i anulezi practic forța lui din picioare. Exact. Acestea fiind spuse, dragilor, până mergem la colega noastră, Simona Hapcioc, vreau, așa cum a început această gală, cu un anunț pe care l-a făcut unul dintre participanții în gala Next Fighter cu numărul 5, și anume Luciano Green. Este vorba de Iza, în vârstă de 5 anișori, care suferă de paralizie cerebrală și întârziere globală. Dacă intenționați să acordați un ajutor și să fiți alături de ea pentru a contribui la însănătoșirea ei, v-am fi recunoscător și puteți accesa pagina de Instagram Adina Iza cu Y sau Iza, toți pentru Iza, pe pagina de TikTok. Îi dorim multă sănătate și staful RXF este alături de ea, iar susținerea vine din partea oamenilor cu suflet mare ce intenționează să ajute. Acum mergem la colega noastră, Simona Hapciuc, care are încă o surpriză pentru noi. Cât de mult ne bucurăm când vedem oameni frumoși și cu suflet mare, că până la urmă frumusețea fiecărui om vine mai mult din interiorul lui decât din exteriorul lui, dar nu același lucru pot să spun, sau pot să spun și același lucru, doar că invitata care este acum lângă mine, băi, este de o superbitate și eu mereu când o văd zic, fată, cât ești de frumoasă, și mereu când am avut interviuri cu ea sau când a fost la noi în podcast, i-am zis același lucru, bă, dar tu ești foarte frumoasă. Naba Salem este lângă mine. Naba, ești foarte frumoasă! Haide să nu exagerăm. Frumusețea, exact cum ai spus, e din suflet. Și același lucru pot să spun despre tine. De asta te iubește, îndrăgești de atâta timp, de când eram mică, gen. Aha. Mulțumesc mult! Ce faci tu? Cum ești? Sinceră să fiu, acum sunt bine, am avut și momente mai dificile, am stat mai mult prin casă și spitale, dar mi-am revenit. De ce? Ce s-a întâmplat? Am avut niște probleme de sănătate și cum fost, de ce să nu recunosc. Nu vor băieții ăștia când pleci de lângă ei, nu vor să renunțe la tine, nu îți fac viața un calvar în continuare? Exact, dar nu e tot una iubirea și obsesia. V-am mai spus asta și tura trecută. Nu e tot una. Ei, asta a fost. Asta a fost să fie. Cred că mai bine mi-e singură. Sau că căutați-mi și mie o femeie. Deci, practic, pentru toți bărbații care sunt cu ochii pe tine, acum Naba Salem este singură. Ei, nu chiar singură. Mă tatonez cu una. Cu una? Naba Salem... Detalii picante în exclusivitate la noi aici la RXF și vreau să știu cum a început. Cum a început? M-a susținut, m-a făcut să trec peste supărările și necazurile mele, nu știu, a fost lângă mine. Și dacă e lângă mine, mie îmi convine, nu? Adică în ziua de azi găsești tu foarte greu un om care să fie sincer și pe bune lângă tine. Și eu l-am găsit. Dar nu e de sex diferit, e același sex. Să știi că și eu am spus la un moment dat, mai de mult, că băieții ăștia niciodată nu ne înțeleg și pentru ei noi suntem de pe altă planetă și că până la urmă noi o să terminăm una lângă alta, toate femei. Asta am zis și eu, sunt perfect de acord. Oricum, mai nou, mie cel puțin, mi se pare că îmi îngreunează viața. Și în momentul în care vreau să mă machiez, și în momentul în care vreau să mă îmbrac, și la baie, până la baie, la duș. Un simplu duș, adică dacă eu sunt capabilă să fac duș în 5 minute și-s femeie, tu de ce nu ai fi? Ca bărbat, gen. Nu mai zic. Și dacă se poate, împarte și banii cu el. Dacă se poate.
toate ca toate până la bani. Eu mereu am spus și voi știți asta, deci toate ca toate, dar până la bani. Și cred că aceeași iubire pentru bani o are și Naba, că am văzut aici, vină cu camera mai aproape, am și eu nevoie de un diamant din ăsta, da? Și am văzut și la, vreau să dăm așa cadru și pe, așa te țin eu, da? Deci iubirea... Nu? Make money not friends și make money not boyfriends. No. Eu sunt curioasă dacă noi știm, adică dacă este o persoană cunoscută, fata asta care ți-a furat ție mințile. Ei, toate la timpul lor. Toate la timpul lor. Nu trebuie să ne spui cine este, trebuie să ne spui doar dacă... Se cunoaște cu mulți oameni din domeniul ăsta. Adică se cunoaște, se știe, dar ei îi place să fie mai retrasă, mai echilibrată cu capul pe umeri. Eu să aia mai zvăpăiat așa, dar recunosc. Da. Dar știi cum e, că se atrag fix persoanele care sunt diferite, că se completează una pe cealaltă. Da. Bine, eu scot din anonimat pe oricine, hai să recunoaștem. Una este Naba Salem. Naba, cum ți s-au părut cele două meciuri de până acum din seara asta? Sinceră să fiu, din primul meci n-am înțeles nimic. Băi, dar nimic, nimic, jur. Mi s-a părut prima dată că a început meciul. Nici măcar nu s-au atins. Adică ei se feriau fără să se atingă. Adică mi s-a părut ceva foarte drăguț. Niciunul n-a ținut garda, dar niciunul. Eu știu că talent. Cred că am talentul ăsta de la tata, fără să mă antrenez. Nu, n-a ținut garda nimeni. Mi s-a părut că s-au dat de pere, s-au și ținut de cușcă. Hai să fim serios, eu am văzut. Ochiul ăsta vede tot. Așa, și din al doilea meci, nu știu cum a avut ăla tupeu să se bagi în cușcă cu Daniel, care Daniel și dacă nu dă, el știe să încaseze, adică e ceva rău de tot, adică trebuie să ai tupeu rău să intri cu el în cușcă. Nu știu, mi s-a părut așa, bravo băiat, ai avut curaj, dar n-a ținut, ai văzut că n-a ținut, cum a simțit că a dat de greu, renunț. Deci, despre ce vorbim? Daniel și dacă nu dă, încasează, stă, suportă, nu știu, eu... Pe omul ăla îl admir, nu știu, mi se pare că e din fier ceva inuman puțin, nu știu. Cu cine ți-ar plăcea să-l vezi pe Daniel, poate într-un viitor meci? Hai să zicem din lumea asta a vedetelor, a persoanelor cunoscute, din cei care au mai fost în galele noastre. Sinceră să fiu, nu știu dacă a rezistat cineva la palma lui, cred că toți și-ar lua concediu. Daniel next, cum îi zice? Next fighter-ul, Gala Mare, cum îi zice? Așa, Gala Mare, Eric Sevgen, aia, cred că e a lui, că el nu știu, chiar duce mult. Bine, dacă se lasă și de țigări, așteptați-vă la ce mai rău, veniți cu cuțite, topoare, furci, faceți ce vreți, spray paralizant, vă ajut eu. Nu vă ajut, că mie mi-e drag. Are potențial, uite, de a ajuns de jos pe propriile puteri, ceva bine. Eu sunt curioasă dacă tu te gândești să intri în cușcă și dacă ai vrea, cu cine? Hai, poate ne arunci, poate ne dai și o provocare. Nu știu, sincer să fiu, nu știu, oricum sunt operată în momentul de față. Ar trebui să mă recuperez, că săptămâna trecută am ieșit din spital. Și dacă ar fi să mă bat, nu știu, tu știi că eu am mai avut și la Gala Slep și toate s-au retras și am avut și așa, să stau să mă antrenez degeaba și să nu mă distrez când o viață am, ce zic, și n-am avut copilărie, gen. Bine, mă încurcă. Naba Salem, doamnelor și domnilor, alături de mine în această seară. Naba, îți mulțumesc și să, fată, să nu te schimbi niciodată, să rămâi mereu la fel, nu numai la fel de frumoasă, dar și la fel caracterul ăsta, să nu te schimbi niciodată, ai auzit? Da. Și aici, pline de zâmbete, și eu și Naba, vă lăsăm. Am pentru... Am vrea să fim pline de bani, dar ajutați-ne. Așa, ne întoarcem către colegii mei, Lavinia. Mulțumesc, Simona. Ei bine, în minutele următoare îi dau cuvântul promotorului Sebastian Vieru, pentru că are de făcut un anunț.
După cum ați văzut, am preluat mesajul care l-a făcut Lucian pentru a ajuta pe Isa. Vedeți acolo pe burtiera noastră și dacă doriți să ajutați, sunteți bineveniți și vă mulțumim și noi în numele lor. Iar Eric Sef va dona 5.000 de lei pentru ea, pentru că este foarte important să susținem și mai ales pentru noi, pentru mine care sunt părinte, este destul de dureros să vezi când un copil suferă. Asociații mei și împreună cu noi ne dorim să ajutăm acest caz. Vom dona 5.000 de lei. Wow, și vă așteptăm și pe voi să faceți același lucru, pentru că este important să ajutăm. Mulțumim foarte mult, cu siguranță o bucurie. Nici nu mă gândesc ce poate fi în sufletul unei mame care are un copil cu o problemă de sănătate și e în imposibilitate financiară de a-și ajuta propriul copil. Noi dorim sănătate și felicitări Sebastian Vieru și Eric Sef pentru decizia pe care ați luat-o de a ajuta cu această sumă de bani. Și le reamintim că orice sumă contează, să știți, puteți să donați 5 lei, 10 lei. În momentul în care sunteți 100 și ați donat 5 lei, ați donat cu tot Eric Seful la un loc în acest moment. E important să nu considerați, vreodată m-am ocupat de multe cazuri umanitare, să nu considerați că sunt nu puțin. Am eu bani să ajut. 10 lei pot face diferența câteodată. La 1000 de oameni. Asta încercam să spun. Noi mergem mai departe și după cum am făcut și anunțul puțin mai devreme, vom avea un meci dintre Mario Fedor și adversarul său, rezerva pregătită de Eric Sef, dat fiind faptul că a avut o problemă de sănătate cu umărul, deplasându-i se lui Răzvan Bârzu, trist de această dată pentru că și-a dorit, a obținut această revanșă, dar iată că e în imposibilitate de a intra în cușca Eric Sef în gala Next Fighter 5 și atunci Mario Fedor va lupta cu Robert Pascaru în vârstă de 21 de ani. Haideți să luăm publicitate și revenim. Eric Sef Live. Urmărește live galele Eric Sef. Înregistrează-te în contul tău Eric Sef și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul Eric Sef. Descarcă aplicația atât din Google Play, cât și din App Store. Eric Sef. Eric Sef Slap 3. Înscrie-te acum pe ericsef.ro la Eric Sef Slap 3. Așteptăm cei mai mari și spectaculoși concurenți. Premiul 1, 100.000 de ron. Premiul 2, 50.000 de ron. Premiul special, 15.000 de ron. Fii tu următorul câștigător Eric Sef Slap 3. Salutare, sunt Ionuț Pitbull al Toderesei și te invit în fiecare marți și joi de la ora 19.30 pe canalul de YouTube Eric Sef să urmărești emisiunea Fight Club alături de mine și de colega mea Lavinia Mihela Târzianu și alături de cei mai tari invitați. Bună, sunt Daniela Mireanu și te aștept în fiecare sâmbătă de la 19.30 să urmărești Eric Sef Gossip alături de mine și cei mai tari invitați. Salutare dragilor, sunt Ștefan Ciuculescu, iar în fiecare miercuri seară de la 19.30 vă aștept pe YouTube-ul Eric Sef la Eric Sef Talk, singura emisiune live din cadrul galelor Eric Sef, unde avem super invitați, super subiecte și super proiecte de dezbătut. Bună, sunt Daniela Mireanu și te aștept în fiecare vineri de la 19.30 să urmărești Eric Sef News alături de mine. Bună, sunt Simona Hapciuc și te invit în fiecare duminică de la orele 17.30 să urmărești emisiunea Fără Mănuși alături de mine și cei mai tari invitați.
Next Fighter 6, 27 iunie 2023. Două echipe, Team Malone vs. Team Robby Roberto. Cei mai buni să câștige. Abonează-te la canalul de YouTube Eric Sef. Next Fighter 5, 16 mai 2023. Două echipe, Team Vasiloni. Versus Team Marinescu. Cei mai buni să câștige. Abonează-te pe ericsef.ro. Am revenit din scurta pauză de publicitate. Dragilor, da, suntem live la Next Fighter 5. Ne echipăm pentru că urmează un meci mult așteptat. După cum vedeți, suntem în direct și vă reamintesc că sponsorul principal este Barracuda Coin, iar pe dumneavoastră vă invităm să downloadați aplicația ERICSEF, noua versiune de pe App Store și Google Play. Să nu uitați să achiziționați bilete la jumătate de preț în perioada aceasta de pe www.ericsef.ro. Să nu uităm totuși că pe site-ul oficial lasvegas.ro puteți intra pentru a paria pe favoriții dumneavoastră din gala mare cu numărul 44 ERICSEF din 6 iunie. Înțeleg că, scuze-mă doar o secundă că am intervenit un pic pe YouTube. Cred că în pauza de publicitate s-a anunțat main event-ul din gala următoare, pentru că tot a început să scrie: bă, se bate Malone cu Robby Roberto. Sunt încântați de următorul Next Fighter, se pare, de main event-ul nostru. Noi n-am văzut publicitatea. No. Sau nu m-am uitat eu, mă scuzați. Tu că rulează. Nu înțelegeam de ce se scrie rulează, despre altceva. Rulează, dar pe lângă acest Next Fighter, noi pregătim un eveniment destul de interesant, da, care pentru Lorela chiar este foarte interesant. Foarte entuziasmată. Da, pentru că tot timpul aducem ceva nou, readucem bikini fotbalul, un campionat de 16 echipe care va avea loc această vară. La mare, desigur, pentru că acolo este umblă lumea în bikini. Acolo, exact. Iar în curând vom anunța metodele de înscriere, de participare, iar talent managerul, ca să zicem așa, desigur, va fi Lorelai, pentru că ea este Doamne, pricep... câtă treabă am să mă uit la funduri și sâni. Avea aștept. Da, ea este mai pricepută în alege participantele. Suntem entuziasmați, sper. Aștept și părerea YouTube-ului despre faptul că o să avem pe lângă slap-ul care s-a văzut, slap-ul între fete, că le-a plăcut foarte mult, că o să vă placă și fetele noastre care aleargă prin nisipul fierbinte în timp ce și ele sunt fierbinți. Lorelai, poți să vorbești da, și eu? Da, iartă-mă, te rog. Zi! Okay. Mi-aș fi dorit să văd meciul dintre Donald și Mario Fedor. Păcat că Donald s-a accidentat la ripioară și a venit în zbor din Anglia până aici. Cam greu, zborul lung. Înțeleg, da, glumim, dar i-a sărit umărul și nu e de joacă la vestiar, pentru că el este prezent în această seară aici. Să nu creadă lumea că nu a venit, că s-a dat accidentat. Nu, Donald este aici prezent și la încălzire la vestiar s-a accidentat. Va fi înlocuit de către rezervă, de Robert Pascaru. Abia aștept să văd cum se vor mișca. Într-adevăr, Mario Fedor are experiență mult mai mare decât Robert. Să vedem are cum va arăta meciul. Are avantaj acest meci, dar, cum am și zis, ar fi păcat ca el să fi venit, să se fi pregătit să nu aibă un meci. Clar. Da. Hai să vedem, Mike. All right, ladies and gentlemen, următorul meci din această seară, introducing first către colțul albastru din București, aplauze pentru Robert Pascaru! Data aceasta cu
Robert Pascaru, 21 de ani, 1,80 m. După cum a spus colegul meu, Ionuț Atodiresei, Robert a fost pregătire rezervă de către stafful Eriksef. Cu mai puțin de o săptămână a mers și la câteva antrenamente, dorindu-și să intre în cușcă. Iată că nu e pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nimerește. Se mișcă în cușcă, Robert Pascaru. And now, ladies and gentlemen, aș dori să-l chem pe oponentul său către colțul roșu. El este din Timișoara, student, 22 de ani, 1,90 m. Aplauze pentru Mario Fedor! Iubesc foarte mult adrenalina, vin să-mi dozez porțile de adrenalină de fiecare dată când am ocazia să particip la astfel de evenimente. Pot spune că RXF-ul mi-a schimbat radical viața, deoarece mi-a oferit multe oportunități. Nu mă așteptam să am ocazia vreodată să pot participa în astfel de evenimente, de competiții. În urma ultimului eveniment, meciul cel cu Bârzu, am ieșit câștigător, tind să cred că sunt câștigător și voi fi în continuare. Am câștigat și o experiență în Dubai cu toată echipa AXF-ului și m-am simțit fenomenal de bine. În Dubai am participat la mai multe activități, în urma cărora le-am câștigat. Drept urmare, am avut ocazia de a conduce un Corvette C8. Vă transmit că voi fi câștigător și meciul cu Bârzu, așa că nu ezitați să vă uitați la gala Next Fighter 5. Fedor este din Timișoara, are 22 de ani, 1,90 m înălțime, este student, a fost și cu noi în Dubai și l-am cunoscut prea bine. Și coleg cu mine în apartament, am mâncat cea mai bună omletă, timp de 7 zile am tratat. Se mișcă foarte bine și în picioare și pe partea de sol, are un plus în fața lui Robert Pascaru, pentru că Robert Pascaru n-am apucat să lucrez cu el nimic la sol până în acest moment, pentru că a venit de puțin timp și am zis că va lupta la următorul Next Fighter și vom avea timp să lucrăm. All right, ladies and gentlemen, în colțul albastru, vârstă 21, 1,80 m, din București, el este student. Aplauze pentru Robert Pascaru! În colțul roșu, 22 de ani, 1,90 m, din Timișoara, de asemenea student. Aplauze, everybody, pentru Mario Fedor! Doamnelor și domnilor, vor fi 3 runde a 3 minute fiecare. Arbitru de ring, Marvin Veleciu. Dați mâna dacă vreți, în colț. Începe meciul dintre Robert Pascaru și Mario Fedor. Robert a venit în calitate de rezervă, după cum a spus și Ionuț. Pe partea de striking se mișcă destul de bine. Robert atacă și foarte agresiv. Acum să-l vedem cum stă cu energia. Dacă îl duce jos, va avea probleme mari Robert, pentru că nu știe mare lucru pe sol. Și aici se încheie lupta. Se vede că Fedor este mai experimentat ca el. Acolo degeaba strânge de cap, ar putea să-l întoarcă. Asta, exact asta s-a întâmplat. Asta ar trebui să facă, dar nu prea este foarte sol. Important că a venit să lupte și pentru asta eu cred că merită să mai primească încă un meci într-un alt Next Fighter. Pentru acum că va trebui să lovească Robert Pascaru. Uite-l că a reușit să ajungă peste Mario. Deci, a
Asta vreau să zic, faptul că a venit să lupte, nu știe, nu cunoaște lupta, n-are pregătirea, dar se pare că totuși are inimă să-și dorește să lupte. A încercat un armbar din gardă închisă, Mario Fedor, ce nu a ieșit, a tras brațul Robert Pascaro acolo, cam răvășiți amândoi și obosiți pentru că au ridicat pulsul foarte brusc. S-a consumat mult acolo la sol. Văd că este un meci destul de disputat și Robert Pascaro chiar arată că are inimă de luptător, a ieșit dintr-o situație dificilă. De ce s-a abținut oare? Pentru prima dată, cu antrenament puțin și luat așa din oală, hai că trebuie să lupți de la vestiar. N-am apucat să te felicit, Ionuț, că a câștigat Daniel Drugă. Mulțumesc. Deși n-ai avut foarte mult timp să lucrezi cu el și de această dată ai dovedit cât sunt în palmaresul tău. 6-0 până acum. Bun, să merge așa tot înainte, îți doresc. Hai să vedem ce face Robert, deși este un meci foarte dificil. Bine! Mario Fedor cu mâinile pe jos își permite, pentru că deja este pentru a treia oară în cușcă acest Mario Fedor. Are o experiență, s-a antrenat pe tot parcursul de câteva luni bune de când a început să participe și la RXF. Și noi ne bucurăm să-l vedem în cușcă iar și de această dată. El oricum își dorea și a spus asta încă de la ultimul interviu pe care l-am avut în Dubai, acolo unde a mers alături de câștigătorii galei RXF. I s-a stricat lui Robert 1-4 directa de stânga, croșeu de dreapta. Să vedem dacă va asculta. Încearcă acele rovituri de picioare. La cum arată meciul, cred că se va duce în repriza a doua până acum. Atacă Robert, din nou încearcă să încentureze Mario Fedor și să-l ducă jos. O lovitură de genunchi, dar am impresia că l-a lovit cu laba piciorului, l-a lovit sub centură pe Robert Pascaro. Are un... Din păcate se mai... Se penalizează treaba asta. Nu se penalizează, pentru că a fost intenționat. Uite aici când a încercat... După cum se vede, a încercat să dea cu genunchiul și... L-a agățat cu laba piciorului peste organele genitale. Groșeu de stânga încasat de către Robert, începe să încaseze. Nu prea e bine, ar trebui să se ducă la bătaie și se termină o primă repriză. Știi ce, mă uit că foarte mult evoluează de-a lungul timpului cei care deja cunosc cușca RXF. Asta este o bucurie și mă uit chiar și la tehnica pe care acum a adoptat-o Mario față de primul meci în care l-am văzut cu cruciat atunci și acum. Stă în gardă mult mai bine, se văd niște îmbunătățiri. Se văd îmbunătățiri, dar să ținem cont că Mario Fedor a venit pregătit să lupte cu Donald și da, s-a schimbat adversarul la vestiar pentru că bârzul s-a accidentat. Și în același timp și Robert trebuie să aprecie faptul că nu a avut timp să se încălzească. Adică el Robert a intrat neîncălzit. Neîncălzit, total neîncălzit. Neîncălzit până i s-a făcut bandajele rapid, exact. Neîncălzit, v-am zis, eu sunt plăcut surprins de fiecare dată când văd aceste lucruri, când vin fanii noștri din fața tastaturii, din fața telefonului și vin și ne arată tot timpul că sunt, au inimă și doresc să lupte. Pentru mine faptul că a trecut de prima repriză este destul de plăcut, sunt plăcut, destul surprins, exact, da. Și iar orice variantă ar fi de finalizare pentru noi este... E mai mult decât... Eu mă așteptam ca Mario Fedor să încheie lupta acolo la sol când l-a dus jos pe Robert și am zis că acolo se va termina. A încercat un armbar din garda închisă, chiar l-a inversat lupta. Robert și a ajuns peste el. Început de repriză, începe a doua repriză, încearcă un middle kick Mario Fedor. Atacă Robert foarte agresiv. Asta ar trebui să facă Robert, să câștige genunchi acolo ar trebui. Trebuie să atace într-una, pentru că dacă stă în distanță, l-a prins pe lovitură cu groșu. Abia supraviețuit Robert în cușcă acolo. Mă întreb dacă la final Simona îl va întreba cum mi s-a părut adversarul lui Mario Fedor. Din punctul meu de vedere, până în prezent, totuși, Robert arată curaj, are inimă de luptător și cred că și Mario poate confirma că a avut un adversar bun. A avut un adversar bun care nu a avut timp de pregătire și a avut un adversar care merită tot respectul. Este foarte ușor să comentezi de pe margine și e greu să intri în cușcă. Atacă foarte bine Robert, a dat un punct fix în cotul lui Mario. Sper să nu se accidenteze. Aici se clatină, s-a terminat lupta, se pare că
L-a trimis un pumn la podea pe Robert și s-a terminat. Aici arbitrul a oprit meciul atâta timp cât a intervenit. Era și normal să se întâmple treaba asta, pentru că Mario a venit mult mai pregătit și mult mai determinat. Da. În schimb a luptat. A fost un meci frumos. Exact, a fost un meci frumos. La un moment dat a fost momente de care pe care. A fost situații de genul acesta. Deci, își va reveni și... A încasat o lovitură și în urma epuizării. Se vedea că Robert ușor cedează și că nu mai poate să ducă lupta. Pe Mario l-am văzut fără gardă. Veneau pumnii spre el și stătea cu mâinile pe lângă corp. Am observat treaba asta. Îl sfida sau era o greșeală? Îl sfida și încerca să-i arată adversarului cât de bine controlează el distanța. Această lovitură l-a terminat și încă un pumn a venit și l-a trimis la podea pe Robert. De apreciat atât Robert cât și Mario, da, pentru că au făcut un meci bun și chiar dacă Donald nu a putut să mai lupte, Răzvan Bârzu, tot am avut ce vedea un meci foarte disputat înaintea main eventului dintre Romeo Vasiloni și Cristian Marinescu. Mi-a plăcut această luptă. Da. Chiar merită aplauze. Este aplaudat, merită, Robert, da. În momentul în care s-a ridicat, sala îl susține, apreciază efortul lui, că a intrat neîncălzit și relativ nepregătit. Și totuși a oferit spectacol, Robert. Și chat-ul observ că-l... All right, ladies and gentlemen, câștigător printr-un knockout. Aplauze pentru Mario Fedor! Ne bucurăm pentru Mario, ne bucurăm și pentru al său adversar, care cu adevărat a intrat în cușcă, bazat pe curajul său. Îl felicităm. Felicitări și Mario, este deja la a treia victorie, dar cu siguranță are mai multe să-l întrebe colega noastră, Simona Hapciuc, în cușcă. Cu felicitări și din partea noastră. Cu felicitări din partea tuturor, în primul rând pentru Mario, dar și pentru Robert, pentru faptul că a intrat în cușca Eric Sef nepregătit, a intrat așa pe nepusă masă, cum s-ar zice, așa că felicitări din partea noastră. Mario, cum ți s-a părut adversarul tău? Scuze, până să mă întreb ceva, cu tot respectul, vreau să vă spun că am acceptat acest meci accidentat și că mi s-a părut foarte, foarte încântat. Am fost foarte încântat de meciul acesta. Îl respect pe băiat, fiindcă nu a fost pregătit, nu a avut timp de antrenament și cam atâta. Acum, dacă te rog, poți să... Ești dezamăgit de faptul că nu ai putut să faci rematch-ul cu Răzvan Bârzu? Da, sunt foarte dezamăgit. Îți dorești să, poate, nu știu, poate a treia ai cu noroc, ca să zic așa? Nu știu, depinde, vedem, vorbim. Acum nu pot să vedem un răspuns concret. Dar eu sunt curioasă dacă tu ai accepta o revanșă cu Robert Prisăcaru, cu cel care ai luptat în această seară, în condiția în care el a dat dovadă de multă inimă și dacă ar vrea o revanșă cu tine, dacă tu ai accepta-o. Sigur, o accept cu mare drag, doar să mă recuperez, că fiindcă am nevoie de recuperare medicală neapărat. Ai nevoie de recuperare medicală. Sunt accidentat. Am accidentat meciul accidentat. Ce accidentare? Să știe și cei de acasă? Nu trebuie să știe cei de acasă, știu cei din staff. E ok. Îți mulțumesc că te văd foarte obosit, așa că nu te mai rețin aici în cușcă. Te văd că vrei să pleci. Felicitări din partea mea pentru câștig. Felicitări pentru faptul că ai fost în acest meci accidentat, așa cum ai spus și tu puțin mai devreme. Și ce pot să spun? Să auzim de tine mai departe. Mulțumesc, respect. Lavinia de aici, din cușcă, după câștigul lui Mario Fedor, cel de-al treilea lui câștig, dacă nu mă înșel, mă întorc către tine, colegul nostru Ionuț, și către invitații voștri. Mulțumim, mulțumim frumos, Simona. Da, într-adevăr, am văzut și cel de-al treilea meci. După cum bine știți, a fost mult așteptat meciul dintre Donald, Răzvan Bârzu și Mario Fedor. Nu a luat naștere această dispută, să zic, nu ne-am bucurat de show 3, dar iată că Eric Sef întotdeauna este pregătit cu rezervă, așa încât meciul s-a desfășurat între cei doi. Îi felicităm, după cum au spus și colegii din platou, nepregătit totuși Robert, neîncălzit, și a dat tot ce a putut în cușcă în mai puțin de o săptămână cu antrenamente.
Va primi cum încă un meci, Robert, pentru că merită, din punctul meu de vedere. Da, asta scriau și cei din chat, am apucat să-ți spun că spuneau merită să-l mai vedem pe acest băiat. Merită, merită. Au apreciat curajul lui. Da, exact. Mai sunt câțiva care merită, întrucât eu îl țin minte și pe studentul sau elevul din Valentin Roman. Da, care și el a arătat faptul că merită să intre în cușcă. Deci sunt... Și chiar a venit la conferința de presă și l-a provocat pe Matei Cucoane și Valentin Roman. Da, e un pic diferent. Este un pic mai ușor decât un pic Matei Cucoane, exact, și exact. Kilograme, cam multe diferență și nu cred că ar face față lui Matei Cucoane și... pentru că este mult mai puternic ca el, fizic. Că tot vorbim de meciuri, vreau să spun că deja am stabilit și urmează un meci în deschiderea pentru RXF 44. Pe lângă Matei, care va primi cât de curând și adversar pentru el, vom avea un meci între... Ajută-mă, poate știi tu, Gagicar, pentru că așa vreau eu. Știi? Gagicar, că așa vreau eu, e fără pentru, că ăsta e limbajul. Așa. Gagicar, că așa vreau eu și cine, că nu știu. Cedi. Cedi versus Gagicar, că așa vreau eu. Se mește deschidere în Gala Mare? Da, exact. Cele două meciuri care vor putea fi urmărite, cred că live. Gratuit, exact, da. Live pe YouTube-ul RXF. Deci aveți ce să vedeți pe YouTube la noi și în deschidere. Înseamnă că la următoarea conferință îi vom avea prezenți și pe ei la conferința, da, exact, de presă. Vor fi acolo. Eu nu știu cine sunt, să mă documentez. Bine, știu cine sunt, că am mai auzit de ei, mai ales în mediul TikTok. A fost virală această piesă Gagicar, că așa vreau eu. A fost reprodusă de 1 milion de ori. Și... mă bucur să văd că avem așa ceva în deschidere, știi? Mă așteptam să fie meci. Probabil, adică o să fie meci, dar mă așteptam ca în momentul în care avem persoane un pic mai cunoscute sau mai bine, virale. Bine, nici main event nu-l putem pune, mă ales că asta, clar. A venit într-un timp foarte scurt. A venit dintr-un timp scurt, dar pe mine ne dorim faptul să dăm și celor care se uită și care nu să vadă un meci interesant. Și acesta este un meci de interes, părerea mea, pentru totul. Da, pentru că îl dăm gratis. Și primele două meciuri, vreau să vă spun că înainte de Gala 43 chiar aveam câțiva prieteni. De unde pot să iau bilete în sistem pay-per-view? Le-am dat indicațiile de pe site-ul rxf.ro. Asta pentru că au fost cumva încălziți de meciurile acelea în YouTube și își doreau foarte mult să vadă și celelalte meciuri din Gala Mare. De asemenea, vorbeam la un moment dat de Next Fighter, Next Fighter 6, care avem pe Robbie Roberto și pe și Malone asta, da, care va fi main eventul. Pe cei reali. Nu este pe real? Pe nu cei reali. Să mă laud un pic. Nu să-l vedem pe Bendeac în cușcă, că reprezintă și un rol și un personaj, nu. Și celălalt, nu? Ei sunt reali, băieții sunt prietenii mei, eu i-am invitat, de asta pot spune că vom avea parte de un match, sunt și foarte serioși, o să vedeți bătaie acolo. Cu așa prieteni umbli tu? mă învârt în cercuri de-astea cunoscute, ce să fac? Foarte selecte, de-al. Foarte selecte, să știi că mai multe meciuri de pe aici am intervenit eu așa, știe șeful la bani, că de-asta e șeful la bani. Însă, da, ei sunt reali și or să se lupte. Am avut întrebarea asta, cum adică vine Bendeac să se bată? Nu, nu se bate Bendeac, Bendeac doar este interpreta actorul. Personajele, unul din ele, și Vlad Drăgulin pe celălalt. Dar o să-i cunoști, o să vezi că ei sunt și în realitate și vorbesc și în realitate cum vorbesc ei. Când am anunțat-o pe colega noastră să ia legătura cu ei, am zis să nu crezi că te iau la mișto, ei așa vorbesc. Dar au vreun scandal, ceva între ei, s-au certat, ei s-au luat de la ceva? Ei se certă destul de des, mai ales pe faimă între ei și pe cine e mai șmecher, cine e mai cunoscut, cine e mai... Nu cunoști personajele de... Eu știu show-ul pe care îl avea Bendeac la Antena 1, atâta tot, ei erau personajele nu le la perfecție, ei așa sunt în realitate, să știi. Și am mare încredere, când am vorbit cu ei ultima oară, mi-au zis: bă, noi când ne batem, ne batem, că noi suntem mafioți. Așa că o să vedem... Sunt și mafioți. Autodeclarație, cumva. Abia aștept să-i văd. Și eu. Și pentru Next Fighter 7, ziceau colegii mei, că se pare că sunt șanse foarte mari să-l vedem în main event pe Bobicioiu. Wow, main event. Da. Dar cu cine? Aici e aia problema. O să fie o întrebare întrebătoare, răspunsul îl aflăm la momentul oportun, dar Sebi, chiar dacă nu avem detalii foarte multe, vreau să reamintim ca și data trecută despre gala ce intenționez să o organizez în luna decembrie, la sfârșitul acestui an, cu cei mai profesioniști, dacă vrei, din galele Next Fighter. Cei mai buni, cei care au arătat vremea. Câte meciuri vor fi? Hai să începem. Vor fi la fel ca la o gală mare, 9 meciuri. Deci va trebui să
fie selectați 18 participanți, cei mai cei. Cei mai cei din main event-ul, cei mai cei din meciurile de deschidere, vor fi cei mai buni. Numai campioni, asta... Da. Nu neapărat, poate să fii și un pierzător dacă faci show. Exact. Hai să... Să dăm legătura, da, pentru că domnul Sebastian Vieru, deci audio, când trebuie să dăm pasele și inevitabil, acum urmează surpriza Simonei Hapciuc, oricum eu presim. Și vă dau un indiciu, a fost cu noi în Dubai. Am dreptate, Simona? A fost cu voi în Dubai, cu mine, nu a fost în Dubai. Tu ai fost singură în vacanță? Eu am fost singură în vacanță, da. Și vreau să vă spun că ați ratat o adevărată sesiune foto până să începem acest interviu între mine și Bogdan Mocanu. De ce n-ai fost cu mine în Dubai? De ce nu le spui la oameni adevărul? Că am fost în aceeași perioadă. Poate nu știe lumea că am fost împreună în Dubai, dar... Ai fost în aceeași perioadă cu mine în Dubai, Zida, sau nu? Nu, eu atunci nu m-am mai dus în Dubai, eu m-am dus la un joc de poker. Da, am fost împreună în Dubai. Așa, da, în sfârșit. Și le mai zicem și... Le zicem cum este treaba cu inelul ăsta de pe mâna mea? Se supără Neveu după nu mai zic. Aole! Trebuie să spun ceva. S-au cunoscut deja, o să avem un nepoțel. Ia uite Neveu, tu dacă nu l-ai pus, l-a pus Bogdan Mocanu. Eu l-am pus, vai, mamă. Stai să văd dacă mai am casa când ajung acasă. Mamă. Ce faci? Bine, mereu o plăcere să-mi iei tu interviu, Simona. Eu nici măcar nu știu ce vorbim aici. Am venit doar să te vă... Vezi că îmi bagi microfonul în gură. Păi, eu îți bag microfonul în gură pentru că tu tot fugi de mine. Știi? Nu fug. De unde? Stau aici cu tine. Da. Ce faci? Cum ești? Cum ți s-au portat meciurile din această... Eu mâna de pe tine, că stau numai cu mâna pe tine. Meciurile de astăzi au fost interesante, foarte interesante. Cel puțin. Am văzut foarte multe acțiune la primul meci și la cel din urmă, ăsta, ultimul. Interesant, nu pot să zic că sunt dezamăgit de meci, pentru că s-a văzut că băiatul nostru care vine la noi la sală, bine, vine de o săptămână, a fost mai puțin antrenat, însă e chestia aia că toți cei pe care i-a antrenat Pitbull până acum, toți au câștigat. Deci nu trebuie să judecăm, pentru că... mulțumesc! Pentru că s-a antrenat o săptămână la noi, o săptămână, două, și s-a văzut acolo un pic de pitbull touch, să zic așa. Dar oricum un meci frumos, mi-a plăcut, chiar intens, aș putea spune. Și chiar vorbeam cu cei de la masă că până acum ăsta mi-a plăcut cel mai mult. Într-adevăr, Robert, deși avea doar o săptămână de antrenamente și deși el nu era programat pentru meciul din această seară împotriva lui Mario Fedor, ca un pitbull. Da, păi și Fedor l-a felicitat după, am văzut, a fost foarte fair play, adică nici Fedor nu cred că s-a aștepta să fie așa bun adversarul lui din ultima secundă. Felicitări, eu pe Fedor îl văd foarte departe, îl văd cu foarte mult potențial și mă bucur că orice oportunitate pe care o are de a se bate, o ia și își face și de cap cu ea pe românește. Bun, Fedor merge departe, dar ce face Bogdan Mocanu? De ce nu te mai vedem pe tine în cușcă? Vezi că așa ați spus și data trecută, bine, tu nu erai încă, dar toată lumea spunea când o să mă bat, dacă o să mă bat și am zis nu știu și după a venit meciul cu Vincenzo. Eu în continuare mă antrenez, eu nu m-am lăsat deloc de antrenamente de la meci până acum. Am renunțat la fiare, în schimb, nu mă mai antrenez, nu vreau să mai fiu mare, vreau să mă mișc mai bine și să obosesc mai greu. Nu este exclus un meci, însă, da, să fim serioși, îmi doresc să mă lupt, dar nu vreau doar victoria, pentru că deja am demonstrat ce pot și cât de ambiționat sunt. Îmi doresc un meci care să mă ducă și pe mine și Eric Sefon internațional. Mi-ar plăcea să am un adversar din afara țării și în momentul în care o să vină, o să iau în brațe meciul fără doar și poate. Ok, păi în cazul acesta, dă nici un nume, uite, Fakirul ne-a zis Van Damme, Ovidiu Neveu ne-a zis Conor McGregor, Bogdan Mocanu. Mă scuze, colegii mei, astea sunt niște dorințe, nu știu, într-o lume ideală, da, poate, dar nu țintesc, Doamne, nu. Eu m-aș mulțumi cu un Lazar Angelov, care nu este luptător, nu aș vrea să mă compar o dată cu un luptător care are atâția ani de experiență în spate sau așa. Lazar vine din fitness ca și mine și cred că ar fi un meci interesant, chiar dacă este diferența de vârstă foarte mare, dar dacă ar
prin absurd să spunem că s-ar negocia chestia asta și ar invoca motivul ăsta cu vârsta, îl iau pe fachirul și le iau de mână, zic, ia uite, îl vezi pe fachirul, se bate de nu știe, te sparge, te distruge în fachirul, adică se poate, la orice vârstă se poate și ar fi un meci interesant cu Lazar Angelov, să spuneți și voi ce părere aveți. Uite, știi ce părere am eu despre meciul tău cu Lazar Angelov? Stăteam și mă gândeam că pentru cine îl știe pe Lazar... Lazar este motivul pentru care m-am apucat de sală eu când eram mai bigidiu și m-a motivat foarte mult. Aș vrea meciul ăsta pur sportiv, adică, Doamne ferește, nu să ne comparăm forțele, să văd eu că sunt mai bun sau, Doamne ferește, pur sportiv mi s-ar părea un meci care ar fi interesant, la care s-ar uita toată lumea și sunt sigur că dacă la meciul trecut 90% din sală, și nu mă umflu, dar așa au fost, 90% din sală a țipat când am intrat și s-a bucurat și a ținut cu mine și m-au susținut și vă mulțumesc încă o dată pentru treaba asta. Sunt sigur că dacă aș avea un meci cu Lazar, toată țara ar fi în spatele meu și m-ar susține. Stăteam și mă gândeam asupra faptului că Lazar Angelov seamănă așa puțin cu Vicenzo, ca și structura corpului, dar și la față. Te-ai gândit vreodată la chestia asta? Intră Bogdan Mocanu doar cu bărbați frumoși în ring? Nu iau după frumusețe, că nu știu să-i cântăresc dacă e frumos sau nu e frumos. Îmi place să-i cântăresc după mărime. Cu cât sunt mai mari, cu atât... Na. Da, dacă stau să mă gândesc așa, dacă mă zgălești pe Lazar Angelov pe tot corpul, ar aduce un pic așa. La Vicenzo este mult mai mare, cred. Deși, da, și la înălțime cred că este mai mare. Ok, acum câteva meciuri, mai exact după primul lui meci, ți aruncase o provocare și Matei, care tu atunci ai zis, măi, nu, efectiv nu ești de nivelul meu, ceea ce cumva era și adevărat, că Matei era începător în galele noastre, tu până la urmă ești un bărbat pe care îl știe toată țara și poate și în afara țării. Faptul că Matei Cucoane și-a mai câștigat în popularitate, că este foarte iubit de public, cred că este Next Fighter-ul cel mai iubit de public, nu știu, te-ar face poate să te gândești, să iei în calcul un meci cu el? Poate, uite, Matei va lupta în gala 44, în funcție de ce face în gala 44, poate după? Simo, sincer, nu aș lua în considerare un meci cu el, în primul rând pentru că sunt atât de mulți oameni care sunt mult mai cunoscuți deja decât el și nu m-ar încânta nici cu ei, cel puțin. Dar dacă, nu știu, eu nu cred nici măcar că el are o dorință așa arzătoare să se lupte cu mine, dar dacă este curios sau așa, oricând, cu cel mai mare drag, îl aștept în sală, la sparing, ne punem mânușile și ne smardoim ca băieți, adică nu e o problemă. N-aș avea eu așa mult de câștigat, sincer, și să fim sinceri, nu aș avea așa mult de câștigat, am muncit destul de mult, nu știu, eu știu mai mult cât am muncit decât ce se vede din exterior, ca să ajung până aici și... După toată munca asta încerc să mă cațăr cât mai sus și la un moment dat o să încerc și eu să-i ajut pe alții să se ridice, dar vreau să mă știu pe mine bine și na, din când în când dacă pot să ajut, o fac, dar deocamdată nu m-ar ajuta așa mult, dar dacă focul lui nu este meciul din Erikse, pentru că foarte mulți mă provoacă acum pentru că am fost main event, pentru că știu că ar fi un meci văzut, ar câștiga foarte mult și primesc foarte multe propuneri zilnic. Pe mine nu m-ar ajuta așa mult și dacă pentru el nu ăsta este scopul, popularitatea și așa și pur și simplu are el ceva personal și vrea să ne batem noi doi, ți-am spus, eu l-aștept oricând în sală fără nicio problemă, adică schimb partenerii de sparing în fiecare săptămână, nu știu cum să-ți spun. Dar sunt sigur că el de fapt vrea chestia asta ca să fie un hype pentru gală și îl înțeleg, adică asta aș face și eu, aș simți, e ca la pușcărie, cum e, când te duci în pușcărie și ai intrat în celulă, te uiți la ăla care e mai mare și ai sărit pe el cum ar veni ca să n-aș lua în considerare, dar îi urez succes în drumul lui. L-am urmărit de la primul meci, l-am văzut și pe social media, vorbește bine, se descurcă, este un personaj, se face plăcut de public și îi doresc ca drumul lui în RXF să continue cât de mult posibil. Bun, acum hai să plecăm puțin din zona aceasta a RXF-ului și vreau să spun că arăți foarte bine în seara aceasta. Minți, mai mezi că am slăbit. Dar chiar ai slăbit, ai zis și tu puțin mai devreme că nu mai faci fiare. Păi nu mai fac fiare, dar m-am îngrășat, sunt mai mare.
Da, dar știi că grăsimea cu masa musculară nu se vede la fel. Știu, dar sunt mai mare, dar nu ai văzut office, dar o să mă îmbrac de acum înainte doar office. Na. Apropo că nu te-am văzut office și îți stă extraordinar de bine, ești foarte călcat și foarte pus la punct și eu sunt curioasă dacă există vreo domnișoară, există vreo domnișoară care te-a pus așa la punct? Din păcate nu, Simona, ți-am spus, ți-am făcut patul de mult timp, te aștept și eu și copilul Loco, cățelul te așteptăm acasă, dar... Și vasele te așteaptă să le speli și vacanțele să mergem împreună te așteaptă de asemenea. Nu, nu este nimeni acasă care să-mi calce. Vezi că plec de aici cu tine. Nu, da, nu, eu plec cu tine. Nu este nimeni care să-mi calce cămășile, din păcate. Dar noroc de mama că m-a învățat să fac de toate. Fac și mâncare și spăl și calc și ce vreți, fac orice. Păi și dacă le faci tu pe toate, ce mai poate să aducă o femeie în plus în viața ta? O femeie să mă facă mai bun de atât. Să îmi dea un șut în fund, să îmi spună, nu știu, azi înveți să faci mai mulți bani, azi înveți să speli vasele mai bine, să mă facă mai bun. Nu este o rușine, viața trebuie să știți să faceți de toate, că nu știți pe unde vă poartă viața și rămâneți singuri și n-aveți cui să cereți o mână de ajutor. Așa am crescut eu cel puțin. Cât de frumos! Uite, te întreb la modul, mi-am dat cu microfonul în gură. Te întreb la modul cel mai serios, dacă te-ai gândit vreodată să faci o carieră din a fi speaker motivațional, pentru că tu ai mereu discursul ăsta foarte frumos și foarte elevat. Da, chiar m-am gândit la asta, dar nu... Aș vrea să fie pe topic, mi-aș dori mult, pentru că eu primesc foarte multe mesaje zilnic de la copii diabetici sau cu diferite handicapuri și de la mame de copii cu handicapuri. Și mi-ar plăcea să mă adresez publicului ăsta, pentru că eu când eram mic, bine, nici nu eram eu familiarizat cu speakerii motivaționali sau de unde să mă inspir, dar mi-ar fi plăcut ca la 9 ani, când mi s-a spus că am voie să mănânc doar de 4 ori pe zi și să fac injecția doar la ora aia și să... E ca un regim de ăsta strict. Mi-ar fi plăcut ca atunci să-l văd și eu pe Bogdan Mocanu, care îmi spune, nu e adevărat, dacă îți calculezi mesele cum trebuie, trăiești exact ca un om normal, diabetul nu scurtează viața dacă ești disciplinat și nu știu, mi-ar fi plăcut să am un exemplu, știi, cineva să mă încurajeze, să nu plec cu un gust amar și în drumul ăsta, care nu e ușor, mai ales pentru un copil, știi? Și la publicul ăsta m-aș adresa și cred că nici măcar n-aș cere bani pentru așa ceva, aș sta doar să văd o sală cum... Nu știu, cum pleacă de acolo încărcată pozitiv și cu energie de viață. Ce frumos, foarte frumos. Îți mulțumesc, Bogdan, pentru acest interviu și pentru toate cuvintele frumoase pe care le-ai spus. Îți mulțumesc pentru că mă ții de mână, dar acum va trebui să... De fapt, nu-mi da drumul în mână. Uite așa, cu noi ținându-ne de mână, Lavinia, eu mă întorc la tine, eu rămân aici cu Bogdan Mocanu, gata. Mă întorc la tine iar și iar, mare albastră. Te-am primit, Simonico. Păi vreau să spun că nu sunt uimită neplăcut, din contră, sunt plăcut. Măi, cu ce greșește dacă a spus Bogdan Mocanu că își dorește să lupte cu Lazar Angelo? Da, omul aderă și a și menționat, aș vrea să fie nu din punct de vedere al forțelor și să ne etalăm mușchii sau nu știu ce, ci strict sportiv. Eu îl felicit pentru faptul că își dorește să meargă mai departe, să aibă parte de o altă luptă, chiar internațională. E, ai grijă ce visezi, că se poate îndeplini. Așa că, acestea fiind spuse, vă reamintesc să dați subscribe și clopoțel canalului nostru de YouTube și, după cum vedeți, pe burtieră rulează anunțul pe care l-am făcut și eu și promotorul Sebastian Vieru, să intenționați sau, dacă vă doriți, să faceți o faptă bună. Am auzit, nu numai în prag de sărbători și după, oameni care își doresc de multe ori să facă fapte bune. Și așa cum a spus și Lore Rai, e foarte important să dați o sumă cât de mică. Mână de la mână putem face un lucru măreț pentru a salva o viață, un copil care are viitorul înainte. Noi dorim multă sănătate Izei și accesați și dumneavoastră pagina ei de Instagram sau de TikTok pentru a o putea ajuta. Mergem mai departe, să nu uităm totuși că în scurt timp va sosi momentul mult așteptat, main eventul serii format dintre Cristi Marinescu Meci și Romeo Vasiloni. Vă mulțumim dumneavoastră celor care urmăriți această gală Next Fighter în cadrul emisiunii Fight Club, emisiune prezentată de mine și al meu coleg preamăritul Ionuț Atudiresei în fiecare zi de marți și joi de la 19:30 pe canalul de YouTube. Mulțumim că suntem în topul preferințelor și acum, ca să iau o pauză de la vorbire, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Eric Seth Live. We'll be right back.
Urmărește live Galele Eric Seth. Înregistrează-te în contul tău Eric Seth și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul Eric Seth. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store. Eric Seth. Eric Seth Slap 3. Înscrie-te acum pe ericsef.ro la Eric Seth Slap 3. Așteptăm cei mai mari și spectaculoși concurenți. Premiul 1, 100.000 de ron. Premiul 2, 50.000 de ron. Premiul special, 15.000 de ron. Fii tu următorul câștigător Eric Seth Slap 3. Salutare, sunt Ionuț Pitbull al Toderesei și te invit în fiecare marți și joi de la ora 19.30 pe canalul de YouTube Eric Seth să urmărești emisiunea Fight Club alături de mine și de colega mea Lavinia Mihela Târzianu și alături de cei mai tari invitați. Bună, sunt Daniela Mireanu și te aștept în fiecare sâmbătă de la 19.30 să urmărești Eric Seth Gossip alături de mine și cei mai tari invitați. Salutare dragilor, sunt Ștefan Ciuculescu, iar în fiecare miercuri seară de la 19.30 vă aștept pe YouTube-ul Eric Seth la Eric Seth Talk, singura emisiune live din cadrul galilor Eric Seth, unde avem super invitați, super subiecte și super proiecte de dezbătut. Sunt Daniela Mireanu și te aștept în fiecare vineri de la 19.30 să urmărești Eric Seth News alături de mine. Bună! Sunt Simona Hapciuc și te invit în fiecare duminică de la orele 17.30 să urmărești emisiunea Fără Mănuși alături de mine și cei mai tari invitați. Next Fighter 6, 27 iunie 2023. Două echipe, Team Malone vs. Team Robby Roberto. Cei mai buni să câștige. Abonează-te la canalul de YouTube Eric Seth. Next Fighter 5, 16 mai 2023. Două echipe, Team Vasiloni versus Team Marinescu. Cei mai buni să câștige. Abonează-te pe ericsef.ro. Live pe YouTube suntem și noi. Vreau să vă mulțumesc, să vă spun că vă prețuim toată atenția dumneavoastră de a urmări galele Eric Seth și emisiunile noastre. Vă reamintesc, în cadrul galelor Eric Seth nu intră sportivi profesioniști. Conceptul Eric Seth vizează în special persoanele virale, persoanele tinere. Pentru galele Next Fighter, ce intenționează să-și manifeste adrenalina și admirația sau, de ce nu, iubirea față de sportul de contact. Cred eu că merită încurajări. Ia fost doamne la alături de noi. Mulțumesc că mi-ai tăiat cadru, a fost super. Lai, nu se trece prin cadru, puteai să iei prin spatele cadrului. Dar nu nimic, ai timp să înveți. Ne pregătim de main eventul galei Next Fighter 5 dintre Romeo Vasilone, care văd că Cristian Marinescu este favorit. De ce oare este favorit? E mai cunoscut? Care-i? Pentru că e stripper. Nu, el scrie aici entertainer. Ah, ok. Entertainer. Când, nu, dar nu așa a zis. Când de ziua ta? De ziua ta vorbesc cu Marinescu și cu Păsat să-ți fac un program pe bune. Vorbesc eu că e prietenul meu, mai prieten de ăștia. Pe când am zis de Păsat și de Marinescu, avea bale în gură, Lorelai. Ai înghițit în sec, ce s-a întâmplat cu tine, Lorelai? Mi-am dat seama ce fel de oameni cunosc așa într-una.
Lăsați-mă că am emoții. Ți-a pentru că Marinescu s-ar putea, simt eu așa, știi că eu cu pronosticurile, s-ar putea să, să nu câștige și accidentați frumușelul aici. Păi ce pronosticuri că ți-am zis eu, că Vasilone se antrenează la mine și că îl va scoate prin cușcă și peste cușcă. Pe 7-0. Nu, că bă, a pierdut. Nu, eu zic să nu trecem în palmarisul tău pe Robert, pentru că nu era pregătit de tine pentru acest meci. Nu e, nu e cinstit, ești la 7-0 și cu șanse mari de 7-0. Am înțeles. Să nu mai treci prin cadru, da? S-a văzut măcar frumos. E blondă, mă, trebuie să înțelegem. Nu, nu nimic se mai întâmplă. Nu s-a văzut nimic, s-a văzut așa o pată verde. O să verde. Mai trec o dată. O pată verde, să nu mai faci treaba asta. Și Sebastian, zi dacă ai ceva de zis. Ori vorbești acum, ori tași pe meci. E ca la nuntă. Da. Da, e... Păi dacă avem meciul pregătit, măi, am și eu emoții, spun sincer, pe Romeo Vasiloni l-am avut atunci în Skype, în cadrul emisiunii Fight Club, iar pe Cristi Marinescu a fost în platou, emisiunea o găsiți pe canalul de YouTube, scrieți acolo Fight Club, îi căutați pe băieți, a fost și o dispută în platou și aminteau din trecut și fiecare avea câte o replică tăioasă. La face-off-ul dintre Marinescu și Vasiloni, Romeo Vasiloni i-a dus o pereche de colanți albaștri, nu știu dacă ai văzut face-off-ul, te interesează ce fac ei? Am văzut face-off-ul de la voi, am văzut și face-off-ul de la conferință, pentru că ei au intrat și în conferință. Au avut un moment al lor. Da, au avut un moment în conferință, dar nu, eu vorbesc de face-off-ul dinaintea galei care l-au avut cu Ștefan Ciculescu și cu colega noastră Simona Hapciuc, acolo în cușcă, cu frumoasa Hapciuc, așa, și a adus o pereche de colanți albaștri și a zis, poftim să-i îmbraci la meci. Acum, cred că nu mare mi-ar fi mirarea să îl văd pe Marinescu în acei colanți aduși de Vasiloni. Aș râde, cred că cu lacrimi, dar nu cred că o va face. Hai să vedem. E un vibe foarte bun aici, hai să vedem cum va fi și acolo. Așa că, acestea fiind spuse, meciul e pregătit, main eventul serii, să țineți minte, gala Next Fighter cu numărul 5, Mike Diamond, dai cuvântul. All right, ladies and gentlemen, suntem la main eventul din această seară. Introducing first, către colțul albastru, el este din București. Aplauze pentru Romeo Vasiloni! Salutare, numele meu este Romeo Vasiloni, probabil unii dintre voi mă știți. În cușca RXF am ajuns provocându-l pe Marinescu, care a acceptat și unde vă garantez că o să fie un show. Eu cu Marinescu am fost prieteni la început, dar am ajuns să avem un conflict în urma unei idile pe care eu am avut-o cu o fostă iubită de-a lui, așa între ghilimele. Ulterior, el s-a dat la o fostă iubită de-a mea și de acolo s-a escalat un conflict. Eu personal nu am nimic cu el, el se pare că are ceva cu mine. Apoi, dacă el are ceva cu mine, e normal să am și eu ceva cu el, nu? Mi se pare normal. Și pentru asta am intrat în cușcă ca să ne dovedim bărbăția acolo, frumos, legal, fără nicio problemă. Motivația mea în cușcă va fi show, spectacol, unde o să vedeți o luptă bună, zic eu. Sper că s-a antrenat bine ca să am cu cine să am o luptă. Lui lipsește voința și atitudinea de războinic cu care te naști și nu știu dacă asta poți să o dobândești ulterior. Așa că, ce părere să am? Dragii mei, o să am nevoie de voi să mă susțineți, așa că intrați live pentru a mă susține și pentru a vedea cel mai, zic eu, cel mai sângeros și cel mai mișto meci pe care l-ați văzut în cușca RXF vreodată, dar sigur, pentru că eu nu intru acolo să mă joc și o să-l bat rău de tot pe Marinescu, vă asigur, pentru că este prea arogant și mulți dintre voi ați văzut asta, o să-i scot toate aroganțele alea din cap, așa că intrați acolo și nu veți regreta, vă asigur.
Romeo Vasilone este din București, personal trainer, are 32 de ani, 1,80 m înălțime, arată foarte bine după cum bine se vede, îl va înfrunta pe Cristian Marinescu, a venit, s-a antrenat la mine la sală, este foarte bătău și foarte agresiv, să-l vedem acum în cușcă pentru că există campioni de sală care sunt foarte buni la antrenament și în cușcă nu mai dau același randament. And now, ladies and gentlemen, aș dori să-l chem pe adversarul său către colțul roșu din București. Aplauze pentru Cristian Marinescu! Foarte multe persoane care se uită acum la noi știu că eu sunt o persoană care îi plac provocările noi, challenge-urile. Și având în vedere că sunt motivat, determinat și toată viața am fost și voi fi un luptător fără nicio barieră, am ales să fac parte dintr-o gală RXF. Cel cu care luptă acum Vasilon Romeo este o persoană care toată viața lui a fost un atârnător. A atârnat după mine peste tot, s-a legat de mine peste tot. Practic, viața lui fără mine e inexistentă, nu are pic de atenție și nu știe lumea pe stradă dacă nu intră într-un clinch atât verbal sau, în momentul de față, unul în pușcă cu mine. Inima, asta e cel mai important, inima pe care o am, pentru că am o inimă de războinic, o inimă de warrior și în momentul în care am vrut și mi-am dorit ceva enorm în viața asta, am tras din răsputeri să obțin acel lucru. Prin muncă, prin dăruință, este ultima ta șansă. Arată-mi că ești în stare să mă dovedești, pentru că n-ai fost niciodată în stare. Ești un fraier, vei fi în continuare și îți demonstrez că pumnii ăștia doi vor face cunoștință cu pățuca aia ta drăguță și frumoasă. Te aștept în cușcă. Vă pup și vă iubesc, așa cum mă știți, eu am fost Marinescu. Stați alături de noi, intrați pe YouTube de data de 16 mai, urmăriți-ne și vă promit că va ieși spectacol total. Ori eu, ori el. Vă pup și vă iubesc, ori la bal, ori la spital. Cu entertainer în vârstă de 25 de ani din București, 1,93 m. Face cunoștință pentru prima dată cu cușca, ca și în cazul adversarului său, însă la bază Romeo Vasilone este personal trainer. Entertainerul doamnelor și domnișoarelor și-a luat fața de dur în acest moment și vrea să-l bată rău de tot pe Romeo Vasilone. Simt un pic de ironie. Văd care susținere. Are Cristian Marinescu. Și acum, ladies and gentlemen, presenting the corner, în colțul albastru, vârstă 32, 1,80 m, el este personal trainer din București. Aplauze, ladies and gentlemen, pentru Romeo Vasilone! In the red corner, 25 de ani, 1,93 m, entertainer, el este din București. Aplauze pentru Cristian Marinescu! Doamnelor și domnilor, vor fi 3 runde, 3 minute fiecare, arbitru de ring, Marvin Belegiu. Hai, albastru, roșu. Ascultați indicațiile mele, dați mâna dacă vreți. Hai, acolo. Timp, luptă!
Eu o las pe Lorelai la să comenteze. Cam așa. Frontal administrat de către Vasilone, a încercat un low kick pe interior, un croșeu de dreapta s-a ferit Marinescu. Marinescu a avut o gardă bună, asta Romeo a spus că nu îl va pune jos, a făcut un low kick, două low kick-uri. Și să cred că aici mai departe comentează că eu nu pot. Lorelai nici nu se poate uita. A luat-o la fugă Marinescu prin cușcă puțin. N-are voie să se prindă de plasa cuștii. A dat drumul repede, haide, nu o speria. Vrea să-l pună la sol, l-a pus la sol. Trimis la podea aici Romeo Vasilone. A prins o ghilotină Romeo Vasilone peste Marinescu, Icară, pum. Văd, i-a căzut un ochi pe jos sau ce s-a întâmplat? Că Lorelai nu se uită, am glumit, nu i-a căzut nimic. Am vrut să sperii pe Lorelai, chiar nu se uita la meci. A dat, a dat. Acum comentează Pitbull ce se întâmplă. Marinescu, Icară, pum lui Romeo, văd bine. O lovitură de genunchi încasată de către Romeo. Face față cu brio Marinescu, un genunchi în cap. Chiar? Foarte agresiv Marinescu, să vedem cum este lucrează Romeo. Este o surpriză, este cu... o surpriză, înțeleg, Cușca. Pentru tine. Nu m-a surprins cu nimic până acum. Ești... Îl ține pe Romeo Vasilone. Îi pare în continuare acasă nu, dar eu aș vrea să-l vadă cei de acasă. Eu vreau să-i văd și repriza a doua. Să vadă cum să eu nu ți-ai ieșit pe curioasă. Aoleu! Nu te mai uita, că nu te uiți tu, câștigă Marinescu. Cred că Romeo lovește mai puternic. Romeo lovește mai puternic. Marinescu ține. Încă un genunchi. Dacă nu mă înșel vreo 4 la rând. Dar nu conectează genunchii lui. La puncte, dacă s-ar discuta, cine este, că tu ai experiența necesară, cine ar câștiga runda ta la puncte? A fost acolo până acum. A obosit foarte tare Romeo Vasilone din ce văd. Încearcă să lovească Marinescu. Aceste lovituri nu s-au... Sunt obosiți amândoi, se pare, dar Marinescu încă e în picioare. Încă e în picioare. Sunt acolo într-un clinch. Se țin. Dacă nu înțelegeți disputa dintre mine și colegul nu meu, nu mai era acțiune la acel clinch. Arbitru i-a despărțit. Haide că nu e pauză, nu s-a despărțit arbitru. Se mai întâmplă treaba. Nu spuneam că noi pe pauză, acum e pauză, dar noi în pauza de prezentare a lor am avut o dispută așa, fiecare cu favoritul lui și m-ai speriat destul de tare că i-a căzut ochiul pe jos? Nu, m-ai speriat că n-are nicio șansă. Acum mi-a revenit sufletul. Nu, eu vreau să vă spun un lucru. Dacă stătea să mă uitați, Lorelai stătea cu mâinile la ochi, iar eu nu ți-i explica cum decurge meciul. Și mă mințea pentru că Marinescu e un luptător. Și stătea cu așa este, uite-l ce frumos luptă. E să calculăm ca și lovituri puternice. Romeo a dat mult mai puternic. Clar. Eu vreau să văd chat-ul. Nu vă cred. Pe partea de sol nu prea s-a antrenat Romeo. În primul rând avem 5.000 de oameni pe YouTube. Vă mulțumim că la main event ne-am dublat numărul. Marinescu strigă chat-ul. Îți jur, eu nu te mint, chiar dacă tu nu vezi că e scris mic. Chat-ul ține cu Marinescu deocamdată. Eu zic că dacă vom începe din nou, îl vom vedea din nou pe Marinescu alergând pe acolo. A mai dat Marinescu niște pumni. Haotic, dar lovește. Te pricep, Lorelai, la comentat. Te roagă. A încasat un croșeu de dreapta Marinescu. Te roagă chatul să fii imparțial, Pitbull. Așa să fie imparțial. Marinescu, avem o luptă. Avem un main event la înălțime. Romeo încearcă să-l motiveze pe Marinescu să lovească mai mult, să obosească. Arbitru nu înțelege ce se întâmplă. Foarte obosiți. Sunt foarte obosiți amândoi. Dacă revăd un match de pe vremuri între Iancu și... Primul match. Primul match al lui Iancu înainte de DNV. Iancu și Ricardo. Ricardo, da, în care amândoi erau terminați, dar totuși se luptau. Au obosit foarte tare.
Nu mă așteptam ca Romeo să obosească atât de tare. Marinescu a conectat de câteva ore. Au un prag de oboseală acum, care depășește acest moment, are șanse să câștige. Trebuie să treacă de zidul respectiv și cu după toate care... că l-am ironizat pe Marinescu și l-am subestimat. Apără-te, apără-te, apără-te. Avem Real un main event la înălțime de data asta. Un main event foarte disputat. Foarte disputat și se vede că... Și lumea a venit lângă noi să vadă meciul, pentru că am depășit deja 5.000 de vizualizări de spectatori. Da, am depășit 5.000 de oameni, se pare că a existat interes și din partea publicului. Haideți! Foarte obosit. Arbitru invită să se lupte. Stop! Se termină cea de-a doua repriză. Cu Marinescu în picioare! Evident, cu Marinescu în picioare, pentru acum că... Acum să vorbim realistic, Marinescu care a condus a doua rundă. Da. Dacă am vorbit de puncte în momentul ăsta, cred că Marinescu are un avantaj. Are. Câte meciuri am văzut eu și cât mă pricep, zic că Marinescu are un avantaj. Mă contrazici, domnul Pitbull? Nu. Domnul Pitbull? Cum să te contrazic? Uite ce scheme are! Și cum să te contrazic? Mi-au plăcut în loviturile alea cu pumnul de la palet. Invers, cu pumnul invers și nu știu... Se pare oricum. Că... Și grația poate Ionuț fi... Ionuț este mare fan Marinescu. Mare fan Marinescu, observăm cum... Nu, a... da. E, acum mi se pare simpatic că Ionuț mai scoate trecunite. Pe Romeo, este clar că nu poate să țină cu Marinescu, da. Dar cred că undeva tăcerea asta de acum spune că e surpriză. Liniștea din aia este surpriză. Este o surpriză și pentru mine și pentru Romeo. Romeo, într-adevăr, cred că l-a subestimat foarte tare și a venit foarte puțin la antrenamente, l-a venit de prin Italia când a intrat cu noi în emisiune, a intrat prin Skype, l-a subestimat și l-a luat în râs. Și uite ce surprize îți poate aduce un astfel de adversar. Ne pregătim de runda a treia. Pentru că sunt foarte, foarte obosit. Albastru. Lupta! Oricum, ce pot să spun este că niciunul dintre ei nu poate fi considerat pierzător la cum au luptat. Dacă în această rundă nu dă niciunul totul... Dar Romeo a obosit foarte tare. Lui Romeo este... Bine, trebuie să anunțăm faptul că acest meci va avea un câștigător, oricum ar fi. Da. Pentru că este main eventul. Să vedem ce se va întâmpla în cea de-a treia repriză. Foarte epuizat Romeo Vasiloni. Se pare că ce se întâmplă în sală la antrenament nu întotdeauna se întâmplă și în cușcă, pentru că aici ai mulți factori de stres în momentul când ai intrat în cușcă. Aia bucura aurită că se poate întâmpla să nu te mulțumesc de ceea ce vezi tu la antrenamente în sală. Se întâmplă și treaba asta. Amândoi sunt obosiți, dar eu cred că... serie de pumni din partea lui Marinescu. Hai, mai aproape. Arbitru îi cheamă pe amândoi în mijloc să lupte. Ionuț, după cum văd, e singurul care lovește Marinescu. Da. Oh. Hai, sus. Sunt extenuați amândoi, asta e clar. Se scrie în chat 6-2 Pitbull, nu înțelegeam la ce se referă, dar cred că te-a contorizat și pentru Robert mai înainte. Te estimează 6-2. Dar nu mă deranjează, pentru că cei din Next Fighter s-au antrenat foarte puțin. Au ajuns o săptămână la antrenament. Nici nu mă interesează. Rămâi campion în galele mari. Pe mine oricum mă interesează în galele mari ce se întâmplă, unde lucrez oamenii mai multe luni de zile. Poți să-i antrenezi, nu o săptămână vin la sală și încerc să faci din ei mari luptători într-o săptămână.
ce să fac? Așa că există o dispută, nu înțeleg exact ce se întâmplă. Alunecă acolo și e foarte jos. Da, și foarte mult transpirați. Colțul tău a dat. Ceva nu-i combine lui Marinescu. Încearcă să fragmenteze meciul, se caute scuze după ce a luptat încasat, într-adevăr, a alunecat Marinescu. Și arbitru Marvin Beleciu spune că... Din punctul meu de vedere, Romeo Vasiloni nu a arătat atât de bine, pentru că nu s-a pregătit și l-a subestimat foarte tare pe Marinescu. Acest Marinescu a venit determinat și hotărât să arate că a spus că poate... are inimă de războinic în prezentare și... A și demonstrat-o. Da, e... Este greu fără condiție. Acum, dacă unul ar fi puțin mai fresh, ar avea puțină răutate, ar putea să încheie această luptă aici. Și avem final de meci. Să repriză, avem final de meci. A plecat Sebastian. Pentru că poate n-a pus să citești, dar tot chat-ul... Dar nu mă interesează ce scrie chat-ul prea mult. Și citesc comentariile. Dacă mă apuc și eu să citesc comentariile. Stai liniștită că am și eu comentarii răutăcioase. Ai și tu, dacă ne apucăm să ne citim alea răutăcioase între noi. Și să citesc eu pe alea de hate la adresa ta. Nu la comentariile vis-a-vis de tine mă refeream, ci la pe cine declară publicul câștigător. Păi nu trebuie să declare publicul că noi decidem. Marinescu a câștigat această luptă pentru că Romeo Vasiloni nu a arătat nimic, a obosit foarte tare. Bine, Romeo a venit în prima repriză unde a... Cred că el a câștigat la puncte în prima repriză. Primul minut a dat tot ce a putut, a fost acolo, a fost bine, după care Marinescu a obosit. A fragmentat jocul pentru că a condus meciul mai departe, pentru că a ținut lipit de cușcă. Și eu îl văd pe Marinescu câștigător. Romeo trebuie să înțeleagă că nu poți să intre în cușcă fără să te antrenezi, că acolo te lupți de la egal la egal cu oricine ar fi, oricât de mult l-ai subestimat și este cea mai mare greșeală să subestimezi adversarul. Da, că sunt foarte mulți instructori de fitness care probabil stau foarte bine pe condiție fizică. Nu are treabă condiția fizică de fitness. Ladies and gentlemen, câștigător prin puncte, ladies and gentlemen, give it up pentru Cristian Marinescu! Câștigă pentru că efectiv a luat ultimele două runde, a fost ale lui. Romeo n-a putut să dea mai mult. În schimb, un meci foarte disputat, fiecare a dat cât a putut. Un meci disputat, a obosit foarte tare ambii participanți. Nu mă așteptam ca Romeo Vasiloni să obosească atât de tare și atât de repede. La sală arăta într-adevăr mult mai bine, se bătea de la egal la egal cu oricine și era foarte agresiv și determinat să câștige această luptă. Probabil l-a subestimat foarte tare pe Cristian Marinescu și a plătit. Deci ceea ce trebuie să învățăm din acest meci, învățăm că nu trebuie să subestimăm pe nimeni acolo în cușcă și trebuie să ne antrenăm și să dăm totul. Dar tu de ce crezi, Ionuț, că a avut cu suflul puțin mai greu Romeo? Pentru că nu s-a antrenat și nu probabil când a început să obosească a cedat și psihic. Nu s-a antrenat. El a venit cu vreo săptămână înainte de gală, a mai și lipsit la ultimele antrenamente și n-ai cum să faci față cu o săptămână de antrenament, corect. Să faci bine, față asta unui general meci. Valabil, cum am spus și mai devreme și la celelalte meciuri pentru cei care au intrat. Cum, de exemplu, acum depinde și de fiecare, cum a fost meciul dintre Fedor și Robert, în care Robert a arătat foarte mult, dar probabil a fost consecvent la ședințele de antrenament. Robert sau... a venit și el tot o săptămână, dar cât de cât avea habar arătat și se mișca bine. Vorba lor, nici încălzit, nici mic, a intrat în cușcă, a fost aici rezervă, e de admirat. Robert. În meciul acesta sunt foarte important, din cum am și discutat și noi la pauză la un moment dat, condiția fizică e mai importantă decât tehnica, decât multe lucruri, pentru că ei sunt debutanți, deci nu-și n-au mai luptat, da. Iar condiția fizică face tot timpul diferența. Din punctul meu de vedere, amândoi au fost foarte slab pregătiți fizic, dar Marinescu a avut inimă și și-a dorit mai mult decât Vasiloni, pentru că Vasiloni nu a acționat.
Romeo. Efectiv a stat și Marinescu și-a dorit mai mult și cu ultima fărâmă de energie a încercat îmi să mă doresc foarte mult să-i mai văd într-o ediție a emisiunii Fight Club acum pe amândoi. Să-l văd și pe Cristi Marinescu și pe Romeo Vasiloni, pentru că, vedeți, noastră rămân niște declarații în urmă și să vedem cum le contestă băieții. Aprecieri pentru cei doi, pentru curaj că au intrat în cușcă. Felicitări lui Cristi Marinescu pentru această victorie. Simona, ai legătura pentru că ești alături de câștigător. Îți mulțumesc, Lavinia, într-adevăr sunt aici alături de Cristi Marinescu, care eu zic că a fost surpriza serii și așa cum a zis el puțin mai devreme, nu a crezut nimeni în mine, nici măcar taică-miu n-a crezut că pot să-l bat, dar am făcut asta. Felicitări, Cristi, vreau să încep cu asta. Cum te simți? Bună, Simona, sunt foarte obosit. Da, într-adevăr, nimeni n-a crezut în mine niciodată, niciodată, nici la puterea dragostei, nimeni n-a crezut că pot să câștig emisiunea. Am fost dat afară de la școală, de la liceu, de la facultate, nu m-a suportat nimeni. Da, sunt un rebel, mă bucur că am câștigat un meci foarte greu, am avut momente când am vrut să dau în spate, dar în același timp am știut că da, am avut în stânga mea doi campioni, unul este Florin Mineru junior și unul este Manu, care el m-a inițiat în sportul ăsta. Da, într-adevăr n-a crezut nimeni în mine, pentru că Romeo, toată lumea într-adevăr pentru mine a fost la emisiune, au fost momente, perioade când am învățat niște lucruri de la el. Era, pot să zic, dacă îmi permiți, bineînțeles, Mardoi emisiunii, toată lumea avea frică de el, inclusiv eu aveam momente și mă bucur că pentru mine este cel mai mare challenge, cred, pe care am putut să-l fac, să fiu aici, în această cușcă și aștept alte meciuri, bineînțeles. Uite, eu sunt curioasă dacă putem vorbi în seara aceasta de o împăcare între tine și Romeo, fiindcă tu i-ai mulțumit lui Romeo că ți-a oferit acest meci, că te-a ajutat să... Putem spune că te-a ajutat să devii campion, fiindcă dacă nu aveai adversar, nu puteai să dovedești și ai spus, frate, te iubesc. Da, inițial recunosc, n-am vrut să vreau să intru cu el în cușcă, pentru că mi s-a părut că e o persoană foarte, foarte puternică din toate punctele de vedere. Am acceptat, mi-a fost un pic greu, dar am tras de mine absolut în fiecare secundă, în ultimele două luni am tras de mine. Și uite că am câștigat și nu, nimeni, vreau să vă spun tuturor, băi fraților, nimeni n-a crezut în mine niciodată cu absolut nimic, nimeni nu mi-a oferit nimic, uite că am reușit să fac multe lucruri până la vârsta de 25 de ani, așa că credeți în propriile forțe și tot ce este posibil, cum ați văzut în această seară. Antrenorul tău țipă de pe margini cum nimeni, drept dovadă că el a crezut în tine și sunt curioasă, care este cel mai important sfat pe care tu simți că l-ai primit în toată perioada ta de pregătire de la băieții care au fost lângă tine? Cel mai important sfat a fost că pot să fac orice dacă îmi dau toată voința și dacă muncesc pentru chestia asta, pot să fac orice și uite că asta s-a întâmplat astăzi și sunt foarte, foarte, foarte fericit, nu m-aș fi, adică știu că sunt o persoană foarte puternică aici în primul rând și nu dau înapoi și asta s-a demonstrat în această seară. Vă pup, tată, mamă, soră, bunici, v-am zis că pot să fac și chestia asta și acum vreau eu să vă mai întreb pe fiecare în camera asta, cine mai spune că sunt videochatist, bulangiu și că mi-e frică de bătaie. Uite că acum, în această seară, am fost aici și l-am bătut pe Romeo, care, într-adevăr, este și cunoștința mea. Hai, mai spuneți acum ceva. Nu cred că mai spune nimeni acum. Eu îți urez mult succes pe mai departe. Îți spun sincer că îmi doresc și de-abia aștept să te văd într-o nouă luptă. Și cum s-ar spune, sky is the limit de acum înainte. Corect, sky is the limit, credeți în visurile voastre și orice se va împlini. Vreau să-ți mulțumesc ție, în primul rând. Vreau să mulțumesc tuturor persoanelor din cadrul RXF și toți care contribuiți la acest proiect minunat. Vă mulțumesc că mi-ați oferit ocazia și sper să ne mai revedem cât de curând cu alte meciuri. Vă pup!
Vă pup și eu de aici din cușcă pe toți. Acesta a fost main eventul serii, ultimul meci. Poți să mă iei în brațe chiar dacă ești transpirat. Nu contează, primești și o îmbrățișare de la campionul main eventului de astăzi, Cristian Marinescu. Am dărâmat România. Încă o dată Marinescu a revenit și mai puternic. Vă pup și vă iubesc. Vă pup și eu, Lavinia, ai legătura. Mulțumim, Simona, pentru toate aceste interviuri și pentru tot ce ne-ai transmis și în această seară. Să ai o seară minunată, așa cum ești și tu. Felicitări încă o dată lui Cristi, felicitări și lui Romeo Vasiloni. Eu zic că a fost o gală, nu zic, sunt convinsă că și ceilalți au aceeași părere. Foarte, foarte frumoasă. A fost un vibe extraordinar. Mulțumim sponsorului Barracuda Coin. Vă reamintesc dumneavoastră www.lasvegas.ro pentru gala din 6 iunie 2023, unde puteți paria online, creându-vă un cont sau dacă deja l-aveți, vă logați și pariați pe favoriții dumneavoastră. Puteți intra și pe www.rxf.ro pentru a achiziționa bilete în sistem pay-per-view. Primele două meciuri din gala cu numărul 44 din 6 iunie vor putea fi urmărite pe YouTube live gratuit, iar celelalte 8 meciuri vor putea fi urmărite în sistem pay-per-view pe site-ul oficial RXF. Și vă reamintesc că nu va fi voie să se filmeze în tot acest eveniment acolo, decât poate fi urmărită gala doar live și nu e voie de pirateria. Cei care vor face asta vor suporta consecințele. Noi sperăm de fiecare dată că o să ne și ascultați și să ne faceți munca mai ușoară, pentru că absolut toate live-urile care se fac sunt închise. Tura trecută am avut peste 800 de live-uri blocate și riscați să vă pierdeți conturile și e păcat. Revenind un pic... O secundă doar, foarte important și foarte important de menționat. Orice live, orice piraterie, orice variantă care voi uitați la o filmare piratată, trebuie să vă gândiți că vă luați posibilitatea să vedeți un meci mult mai interesant. Pentru că cu cât mai multe pay-per-view-uri vindem, cu atât mai multe meciuri mai interesante putem aduce. Vorbea Mocanu faptul că își dorește un meci internațional. Acel meci trebuie plătit. Exact. Da? Dacă ne dorim meciuri foarte spectaculoase, dacă ne dorim oameni foarte interesanți să lupte la aceste gale, nu trebuie decât să susținem prin acel pay-per-view care se cumpără. Se investesc foarte mulți bani, poate acasă nu se vede, însă o gală de o asemenea amploare, mă scuzați, înseamnă investiții enorme și nu putem trăi doar din promovare. Așa că uitați câte produse gratuite avem, Next Fighter-ul, Slap-ul. Singurul loc în care există această treabă cu pay-per-view și unde ne-am dorit să fim susținuți, nu piratați, apropo, există răspundere legală pentru piraterie în România, este gala Ceea ce mi se pare și normal, și la un stand-up comedy sau la o piesă de teatru, dacă participăm și oamenii aceia trebuie să-și primească remunerația pentru profesionalismul pe care fiecare din ei îl arată și încearcă să-l arate. Așa e și în acest caz. Dacă îți respecti cu adevărat... admiratorii sau idolii sau pe cei care intră în cușcă și ești cu adevărat fan, cumperi un pay-per-view, plătești 10 euro și cumperi sau chiar 5 euro în perioada aceasta și vezi toată gala. Dacă, exact cum am mai spus, dacă nu ai bani să plătești 10 euro în pay-per-view, vă strângeți 5 prieteni, puneți fiecare acolo câte 1 euro sau 2 în funcție de când achiziționați biletul. Achiziționați și sunt convinsă că toți și vă uitați toți la gala pe televizor, vedeți toată gala frumos cu comentarii, cu tot, nu piratată. Plus că dacă nu poți, revin la Marinescu, care a avut un discurs extrem de motivant în care ne-a spus că nimeni n-a crezut în el și a vrut doar să demonstreze că atunci când vrei chiar poți. Și păi că din punctul meu de vedere, nu credea, nici dar a demonstrat. Din punctul meu de vedere, nici el nu a crezut în el și de aici a venit motivația, pentru că în toată lumea nu crede în tine, tu vrei să demonstrezi și să arăți. Exact. A depășit acel prag de oboseală, pentru că și el era foarte obosit și a câștigat această luptă. Felicitări lui Romeo Vasiloni, au făcut un meci bun, cât s-au putut antrena. Și bravo, probabil o să-i mai revedem. Acum că tot...
i-am avut și pe cei și avem pe cei care ne urmăresc. Le mulțumim încă o dată că sunt alături de noi și vreau să vă asigur și să nu mai faceți confuzie că această gală a fost Next Fighter cu numărul 5, la fel cum vor urma și celelalte gale până la sfârșitul acestui an, iar gala mare unde întrebați despre lupta lui Neveu, Fakiru Meco, am discutat puțin mai devreme, va fi pe 6 iunie și va putea fi urmărită în sistem pay-per-view, achiziționându-vă aceste bilete de pe site-ul oficial www.rxf.ro. Până mai trecem și la alte detalii și ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, colega noastră Simona Hapciuc mai are invitat surpriză. Îmi pare rău că i-am dorit o seară frumoasă, dar îi mai spun și acum că o merită să o aibă frumoasă. Simona. Îți mulțumesc frumos, Lavinia. Într-adevăr, am revenit cu un nou interviu pentru voi și nu am un invitat, ci am doi invitați și vă zic așa că se simte o tensiune între invitații mei, chiar stau destul de la distanță unul de celălalt. Fakiru și George Zonoagă, bună seara! Bună seara! Bună seara! Stați la distanță, vă e frică să nu vă luați aici la bătaie? Am aruncă pe mâncadru amândoi dacă... Frică nu avem de ce, pentru că am ajuns la un nivel în care suntem pregătiți și n-are de ce să mai fie frică. Cum stați cu pregătirea în momentul acesta? Fakiru îmi spunea puțin mai devreme faptul că el, când vrea să se ridice așa nivelul de testosteron, merge la bătaie cu gândul la mine. Ai zis bine, după ce văd un filmuleț cu tine, să mă arăt cea mai scump, dacă nu stăr peste stâlpii aia, știi cum ridic cauciucurile alea? E un stimulant totuși. George, sper că tu nu tot cu pozele cu mine, că mă apuc să vând poze. Mă supăr tare dacă ar fi așa. Nu, nu, că îl supăr, îl deranjez pe Fakiru. Nu vreau să iau din antrenament și din motivație. Eu le am pe ale mele pe acasă, mă motivez cum știu eu mai bine, dar nu vreau să zic secretul că îl fură Fakiru după aia. Și mie că o să câștige. Și așa o las pe mine, știi? Da. Băieți, cum vi s-au părut meciurile din această seară? Gala Next Fighter a ajuns la ediția cu numărul 5, luptători din ce în ce mai buni, deși amatori cu toții. Aș vrea să știu de la fiecare dintre voi un preferat și un mai puțin preferat. Dacă ar fi să-i puneți într-un clasament, pe cine ați spune primul, pe cine ați spune ultimul? Din toți luptătorii de la toate galele sau de cât din seara asta? Din seara asta mi-a plăcut Drugă, pentru că n-a venit cu nicio pregătire. Deci Drugă a venit pur și simplu, zici că l-a luat de la metro sau de la profi de undeva și l-ai chemat cumva, ai mă, vrei să te bași tu în cușca astăzi? Și l-a zis da, pur și simplu. Și cam așa a apărut, că a venit în cușca asta fără să știe nimic, s-a văzut că nu știe nimic și s-a bătut cu sufletul și a câștigat. Bravo lui, felicitări din partea mea. Deci el e favoritul pe care chiar mi-a plăcut în seara asta. Și este vreunul care nu ți-a plăcut? Dacă ar fi să fie unul care mi-a plăcut, nici n-aș spune, dar mi-au plăcut toți, pentru că dăruința și nimeni nu știe cât de greu e să intri într-o cușcă, nu știu, toți care o să intre pe aici o să-și dea seama și o să vorbească altfel după aceea. Dar înainte să intri, cred că te avânți, să spune, mamă ce a făcut ăla, mamă că s-a gazat, mamă că a făcut nu știu ce. Nu e atât de simplu. Dar ei după ce intră aici, după aici, își dă seama cam cât de greu e să fie în cușca asta. George, aș vrea să știu și din partea ta dacă ai un preferat din această seară și dacă e vreunul care nu ți-a plăcut. Crezi tu că n-ar fi avut ce să caute aici? Mi-a plăcut băieții care s-au bătut în primul meci, au dus 3 runde și pe Fedor, pe care știu, da, și pe Fedor, și Fedor mi-a plăcut foarte mult. Nu e cineva care mi-a displăcut, pentru că sunt amatori. Este o gală de amatori și eu tind să cred că cine acceptă și cine intră aici, cine ajunge în cușca asta, are toate respectele mele. Pentru că, la fel cum a zis și Fakiru mai devreme, știți cum e, tare în gură pe internet, mamă ce a obosit ăla, mamă nu mai poate, dar până nu intri aici și nu experimentezi cușca, e bine să rămâi în banca ta. Cu care dintre luptătorii din această seară ți-ar plăcea să ai un meci? Sau ai vrea? Cu luptătorii care s-au bătut în gala asta aici? Cu toți, în aceeași seară. Fără glumă, adică nu spun ca să mă avânt, doar că ar fi o chestie ca să mă pot bate cu toți, dacă duc, bineînțeles, că poate să termine benzina, că dacă am de asta fără plumb, s-ar putea să termine, știi? Dar dacă ar fi să iau așa, m-aș bate cu toți, că cred că aș putea să fac față, cumva. Aranjăm o piramidală pentru Fakiru cu toți luptătorii de la gala Next Fighter cu numărul 5. George? Dacă ar fi să mă bat cu cineva de aici,
cu toți plus fachirul în acea seară. Da. Au fost câțiva băieți care mi-au sărit în ochi, dar nu știu, este și Fedor care este bun și ne știm din Dubai că am fost împreună. Dar cam atât, pentru că deocamdată sunt la început, a fost și pe repede înainte, experiența spune cuvântul și nu pot să zic acum, mamă, stai că mă rup cu ăla care n-a făcut sau care a făcut de 2 luni de zile, pentru că n-ar fi fer din partea mea. Dar, per total, toți băieții au fost buni. Hai să vorbim puțin și despre main eventul din această seară, main eventul dintre Romeo Vasiloni și Cristi Marinescu, main event care pentru mulți a luat așa o întorsătură la care oamenii nu se așteptau. Cred că toată lumea ar fi zis că Romeo va câștiga, fiindcă el avea o bază cumva în sport, el făcuse câțiva ani de kickboxing. Cum ați văzut voi meciul de la început și pe cine ați fi pariat dacă ați fi putut? Pariurile, nu știu dacă tot timpul o să fie în direcția în care tu vezi, adică dacă te uiți la aspectul omului, fără să cunoști, că de multe ori nu-i cunoști pe oameni, dar după aspect, dacă ar fi să pariezi, vei pierde. Niciodată să nu pariezi după aspect. Trebuie să-l vezi pe om cum se antrenează, trebuie să vezi câte ceva după la el. Pentru că și la meciul meu cu Mihai, toată lumea a mers pe Mihai pentru că era mare, pentru că era greu, pentru că avea toate avantajele să mă bat. Dar nu este așa. Nu este așa și chiar și în meciul de astăzi. Ați văzut că de fapt toată lumea cred că a mers pe ăla cu mai mușchi și mai dur, pe Romeo, așa că... Și se pare că a câștigat celălalt. Pentru că, nu știu, trebuie să îți dorești. Cred că ăsta și-a mai dorit puțin mai mult. A avut așa o vână mai... El a zis, într-adevăr, Cristian Marinescu a tot zis că el vrea să dovedească oamenilor că este mai mult decât un participant de la Puterea Dragostei și cum ce alte apelative îi se mai aduceau lui. Tu cum ai văzut, George? Ai fost surprins de rezultat? Păi, în primul și în primul rând, mentalul într-o luptă contează 90%. Nu mă așteptam să câștige Marinescu, pentru că îl știam pe Romeo, știam că am mai făcut înainte, dar se pare încă o dată că condiția fizică contează cel mai mult, unul la mână, mentalul, după care skillurile și așa mai departe, pentru că, după cum bine vedeți, este un sport unde îți consumă foarte, foarte multă energie și dacă nu ești pregătit fizic, te gazezi și poți oricând să arăți la fel ca unul care n-a mai făcut deloc. Pentru că nu mai ai reacții, nu mai ai lovituri, nu mai ai power și atunci arăți exact ca cel cu care stai de fapt un amator. De fapt despre asta e tot vorba, condiția fizică este pe primul loc. George, seara aceasta Bogdan Mocanu ne-a spus că el și-ar dori foarte mult un meci internațional și mai exact cu Lazar Angelov. Despre Fakirul deja știm, urmează meciul cu Van Damme, da? N-ai renunțat la Van Damme. Dacă ar fi să primești un meci internațional, cu cine ți-ai dori? Păi am zis mai întâi să-l bat pe Fakirul și după aceea să mă gândesc la meciuri internaționale. Nu știu, sincer, acum, uite că m-ai pus pe gânduri. O să mă gândesc și revin cu răspuns, sincer. Nu știu. Păi zic să te gândești, fiindcă la cea amploare au luat galele noastre, eu zic că ușor, ușor ne îndreptăm către internațional. Eu oricum l-aș propune pentru el, pentru că la alura și la fizicul la care l-are, pe Michael Jackson. Adică acolo m-aș duce. Pentru că, eu știu, cred că are un aspect la fel de subțire, știi? Și atunci cred că s-ar potrivi. A, de asta a murit, nu? A murit Michael Jackson, nu mai avem adversar internațional. Ține la mine, mă, Fakirul, vezi? Hai, mersi, Fakirul, mersi. Că mai sunt, mă, Fuego, cine mai sunt ăștia? Mai sunt ăștia cântă, internaționali. Păi și ăsta cântat la Timișoara, pe la Vaslui, pe la... Lasă-mă, dar trebuie să zici internațional acum, că nu e zi internațional. Fuego e de intern de aici, de la noi. Mă, depinde pe cine-ți dorești tu, că poate la un moment dat trebuie să-ți dorești pe cineva. După meciul cu tine, mă, că mă gândesc. După ce te bat pe tine, Fakirule, mă gândesc. Și fii atent, colegi, eu m-am bătut cu George și mi-l doresc pe Jean-Claude Van Damme și pe Steven Seagal. Vă dați seama că eu sunt mai nebun decât toți de aici. Deci îți dai seama că, da, eu mă gândesc departe, pentru că acolo vreau să ajung. Dacă te gândești aproape, acolo ajungi. Știi, depinde dacă te gândești departe, acolo... De-aia mă duc cât mai sus, frate. Nu știu, am un vis, dar nu-i... Ori par nebun, ori... Dar nu sunt. Ți-ai dorit să ajungi în UFC? Da, cum n-ai? Nu știu dacă mai mă las, dacă nu știu dacă este, dacă, da, este o limită de vârstă? S-ar putea să, nu știu dacă, nu, nu,
Ei, dacă nu este, atunci înseamnă că sunt chiar bun pentru asta. George, te-ai vedea luptând și antrenându-te, te-ai vedea ajuns în UFC, ți-ar plăcea? Wow! Deocamdată doar pe PlayStation mă mai juc pe UFC. Ideea este, e altă mâncare de pește. Băieții... Toată lumea își dorește să ajungă în UFC, dar totuși, momentan, suntem la un antrenament pe zi, băieții din UFC fac câte 3 pe zi, adică este cu totul altă muncă și altă mâncare de pește acolo, dar da, cum să nu? Cine nu-și dorește să ajungă în UFC? Măcar să, nu știu, să un meci acolo, în undercar sau ceva, ca experiență. Mi-a căzut cercelul, îți mulțumesc, da? Uite, eu sunt curioasă dacă tu și fratele tău ați discutat sau dacă v-ar plăcea să fiți așa cum noi avem pe frații Stoica, frații Diaz din... Da, uite, nu fece, sunt frații Diaz, care sunt foarte, foarte buni și așa vom fi noi frații Zanog în RXF. Deci te-ar plăcea să aveți meciuri la dublu? Da, da, da. Luăm. Ce înseamnă la dublu? Adică voi doi împotriva... Da, da, de ce nu? Fakiru, ai vreun frate? Noi suntem 12 frați. Da, eu sunt cel mai mic. Eu sunt cel mai mic dintre toți. Frații mei nu se ocupă cu dăstea, adică cu bătăi sau cu astea. Ei au muncit, sunt oameni mai normali, adică știi? La mine s-a stat toată bătaia de la ei și după care am început să dau și la alții, știi? Că tot așa, eu dau mai departe. Da, nu, deci am frați, dar nu se bagă în așa ceva. Păi poate e mai bine că dacă veniți toți 12, păi ce mai, nu mai trebuie... Facem o gală. Da, facem o gală doar din Fakiru și fraților. Fotbal, mă, e fotbal direct, ești cu antrenor, cu rezervă, cu portar, cu rezervă la portar. S-au gândit ai mei la asta, că chiar eram bun. Nu s-au gândit la asta. Aveați propria voastră echipă de fotbal. Băieți, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Vă doresc antrenamente nu ușoare. Vreau să faceți cât mai grele antrenamente și să ne vedem cu un spectacol pe data de 6 iunie. Spectacolul aveți garantat, că la asta mă pricep cel mai bine. Bătaia vedem cum va fi. Înțelegeți? Deci spectacolul este garantat, bătaia vedem cum va fi. La fel, pe 6 iunie, bătaie grupa mare, by Joe and Fakiru, RXF 45. Și acestea fiind spuse, Lavinia, eu plec de aici, de lângă Fakiru și George Zanoagă, către tine. Mulțumim, Simonico, să ai o seară incendiară, așa cum ai fost și tu. Le mulțumim și băieților Fakiru și George Zanoagă, dumneavoastră, dragilor, pentru că ediția de astăzi a emisiunii Fight Club se apropie de final. Gala Next Fighter cu numărul 5 a avut loc, s-a încheiat și aceasta și mulțumim pentru mesajele pe care le-ați trimis despre ea ca fiind o gală reușită și conform așteptărilor dumneavoastră. Ne-am bucurat de show, ne-am bucurat de 4 meciuri frumoase cu un main event alături de noi cu promotorul Sebastian Vieru, colega noastră Lorelai și preamăritul Ionuț Atodiresei. Dorăm seară frumoasă în continuare și urmăriți-ne marți și joi de la 19:30, cea mai urmărită emisiune Fight Club. Și sâmbătă de la 17:30 pe YouTube, pentru că ce credeți, și pe mine mă urmăriți, nu numai pe tine. Eu vorbeam de Fight Club, nu vorbeam de... Da, și eu vorbeam de live pe TikTok, care se transmite pe YouTube. Sebastian, dacă mai ai și tu ceva de spus în încheierea acestei emisiuni și îți mulțumim că ai fost lângă noi. Ne vedem la următoarele evenimente, ne vedem la RXF full următor, care va fi pe 6 iunie și de ce nu și la Next Fighter-ul. Tot urmărit universul RXF și o să aveți multe lucruri de văzut. În două cuvinte, acum în încheierea emisiunii, vă reamintesc că în scurt timp colegii noștri din stafful RXF vor atașa pe pagina de Instagram și pe site-ul oficial regulamentul pentru înscrierile următoare din galele Next Fighter. Noi vă dorim mult succes, mulțumim că rămâneți cu RXF, nu uitați să dați subscribe și clopoțel și iubiți sportul pentru că înseamnă disciplină alături de noi și de cei care aleg să-și arate adrenalina în cușcă. Acestea fiind spuse, noi vă dorim o seară frumoasă, plină de bucurii și odihnă plăcută mai apoi. RXF Live. Urmărește live galele RXF. Înregistrează-te în contul tău RXF și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul RXF. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store.
Erixef. Erixef Slap 3. Înscrie-te acum pe erixef.ro la Erixef Slap 3. Așteptăm cei mai mari și spectaculoși concurenți. Premiul 1, 100.000 de ron. Premiul 2, 50.000 de ron. Premiul special, 15.000 de ron. Fii tu următorul câștigător Erixef Slap 3. Salutare, sunt Ionuț Pitbull al Toderesei și te invit în fiecare marți și joi de la ora 19.30 pe canalul de YouTube Erixef să urmărești emisiunea Fight Club alături de mine și de colega mea Lavinia Mihela Târzianu și alături de cei mai tari invitați. Bună, sunt Daniela Mireanu și te aștept în fiecare sâmbătă de la 19.30 să urmărești Erixef Gossip alături de mine și cei mai tari invitați. Salutare dragilor, sunt Ștefan Cioculescu, iar în fiecare miercuri seară de la 19.30 vă aștept pe YouTube-ul Erixef la Erixef Talk, singura emisiune live din cadrul galerilor Erixef, unde avem super invitați, super subiecte și super proiecte de dezbătut. Bună, sunt Daniela Mireanu și te aștept în fiecare vineri de la 19.30 să urmărești Erixef News alături de mine. Bună, sunt Simona Hapciuc și te invit în fiecare duminică de la orele 17.30 să urmărești emisiunea Fără Mănuși alături de mine și cei mai tari invitați. Next Fighter 6, 27 iunie 2023. Două echipe, Team Malone vs. Team Robby Roberto. Cei mai buni să câștige. Abonează-te la canalul de YouTube Erixef.